activitatea antreprenorială este esențială pentru crearea de locuri de muncă, creștere economică și stabilitate socială. Având în vedere importanța pentru economia națională, antreprenoriatul reprezintă un obiectiv major al politicii statului. Acum avem o nouă abordare, echipă și noi programe de suport. De la finanțare nerambursabilă, la garanții financiare și acces la credite mai ieftine. Extindem sprijinul acordat pentru a permite sectorului de afaceri să-și realizeze pe deplin potențialul și dezvoltarea antreprenoriatului. ODA, punte dintre stat și antreprenori. Află ce-ți oferim pe site-ul www.oda.md. Stimate domnule ministru Gaibo, stimatele director al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare, Scott Hocklander, stimați parteneri, stimați reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare, dragi invitați, avem o deosebită plăcere să anunțăm astăzi lansarea unui nou program, este deja al treilea pe parcursul acestui an, un program deosebit, un program așteptat, despre prevederile acestui program se vorbește încă de ani buni, unii dintre voi cunosc despre intențiile creării unui fond de dezvoltare și susținerea inovațiilor. Ulterior, guvernul a venit cu o nouă abordare și iată, astăzi lansăm acest instrument sub formă de program. De foarte mult timp deja se vorbește despre inovații în foarte multe state, acestea fiind drept un motor al dezvoltării economice și, important, un motor al dezvoltării durabile. Și în multe state rezultatele se văd. După ani de discuții, iată că și în Republica Moldova, în sfârșit, vine cu un program dedicat finanțării dezvoltării inovațiilor și integrării acestora în circuitul economic. Inovația este un concept destul de larg, care cuprinde o gamă de activități, procese, piețe, rețele, competențe, creativitate și cunoștință. În Moldova, domeniul inovațiilor digitale este unul din cel mai dinamic, dar există potențial și în alte sectoare. Inovații în domeniul industrial, inovații de mediu, atât de necesare țării noastre. Astfel, considerăm că programul lansat astăzi va susține promovarea dezvoltării industriilor cu valoare adăugată înaltă, accelerarea implementării economiei digitale, circulare și ecologice, stimularea cercetării dezvoltării în sectoarele și industriile strategice, și va fi și un mecanism alternativ de finanțare pentru aceste domenii. Obiectivul programului de susținere a inovațiilor digitale este de a spori capacitatea de recuperare, dar și creșterea competitivității companiilor autohtone, pentru a putea fi în competiție cu cei din extern. Politicile Ministerului Economiei vin să susțină acest domeniu din mai multe perspective. Pe de o parte, Ministerul lucrează la partea de ofertă de soluții digitale, inovative, prin intermediul Moldova IT Park și alte regimuri. Pe de altă parte, Ministerul Economiei vine, iată, prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, cu acest program de susținere a cererii de produse inovative, de inovații digitale sau tehnologice. Dar despre politicile Ministerului Economiei în domeniul dat, am onoarea să-i dau cuvântul domnului Sergiu Gaibu, Ministrul Economiei. Mulțumesc, Dumitru. Stimați parteneri, excelențe, stimați antreprenori și inovatori în mod special, am mare plăcere să, împreună cu Dumitru Pântea, să anunțăm acest program, fiindcă este unul, într-adevăr, și de suflet pentru noi, dar și important pentru țara. Și multe țări au pășit deja de mult timp pe terenul acesta de a susține inovații. Înțeleg foarte bine că fără inovație, fără dezvoltare tehnologică, este complicat să crești economie și o societate dezvoltată. Și au făcut diferite platforme și programe de suport pentru acei inovatori care au idei bune și pot fi transformate în valoare adăugată, în produse și într-o performanță sporită și o imagine mai bună a țării. Și aici avem
Cei mai buni parteneri, noi când am pornit aceste discuții încă cu Doina din toamna anul trecut privind inovația, de atunci știam foarte bine că această direcție este una strategică și de importanță pentru tot guvernul, doar pentru Ministerul Economiei, pentru tot guvernul și pentru toată societatea noastră și vroiam să facem lucruri care până atunci nu au fost făcute în Republica Moldova, din păcate domeniul ăsta cumva a fost lăsat în umbră și noi vrem să integrăm cercetarea din domeniul educațional cu acele talente care sunt acolo și le transformăm în valoare adăugată, în inovații și produse care să ducă și renumele Republicii Moldova. Și avem cei mai buni parteneri aici. Este vorba de Statele Unite, care este tărâmul inovațiilor, deci ei sunt cei mai activi, cei mai dinamici la capitolul acesta, doar Silicon Valley cât face, și au încercat mult să copie acest model, dar încă nimeni n-a reușit să-l facă așa cum face Statele Unite. Și Suedia care are unele dintre cele mai robuste produse, bine făcute, foarte rezistente în timp, numai Ikea și Volvo cât face. Cu toții cunosc, este un renume pentru țară și este un abordare sau un model de abordare, de reziliență și produse foarte bine setate pentru oamenii de rând. Și aceste lucruri vrem să le atragem, să preluăm acele cunoștințe, să le facem posibile în Republica Moldova. Și evident, acest lucru poate să fie făcut numai cu ajutorul inovatorilor, acelor tineri care au ambiții, vor să facă schimbări pentru viața lor, pentru societate și pentru țară. Și pentru aceasta noi încercăm din resursele, nu prea multe din ale guvernului, dar vrem să alocăm, să pilotăm primele proiecte, să testăm cum funcționează mecanismele date și cu ajutorul partenerilor să creștem această valoare în suportul acelor băieți inovatori, fete și băieți inovatori. Și de asemenea să creștem acest capital și cu ajutorul bugetului de stat. Noi chiar ieri am aprobat și câteva modificări în Parcul IT. Noi am extins lista de servicii și lista de activități care pot fi practicate în Parcul IT pe domeniul video, pe domeniul de procesare video, dar și pe proiectări ingineriești. Vrem să stimulăm domeniul acesta cât mai mult. Parcul IT a arătat, de fapt, rezultate excepționale ultimii ani, o creștere de circa 30% a vânzărilor. Avem deja peste 15.000 de specialiști doar în Parcul IT, cu salarii foarte bune și noi sperăm că această ancoră a tinerilor talentați continuă să lucreze și mai eficient. Și încă o modificare importantă, am permis ca agenții economici, rezidenții acestui parc, să poată angaja persoane și moldoveni care se află peste hotare, fiindcă sunt astfel de oameni, în proiectele interesante de dezvoltare pe care le au companiile aici, dar și cetățeni străini. Deci noi am vrut să facem cât mai liberă această cooperare, fiindcă, de fapt, inovația apare acolo unde există un schimb de informații cât mai liber, pot fi formate acele echipe de conlucrare, de cooperare pe proiecte interesante și să genereze respectiv rezultate comune. Asta noi am făcut ieri, noi sperăm că acest proiect să fie, și eu sunt sigur că va fi aprobat foarte repede și în Parlament, avem susținere de plină la acest capitol și acest suport poate e modest la prima etapă, dar și anii viitor sperăm să acordăm mai multe resurse la acest program, să începem dezvoltarea de produse noi și să avem o față nouă a Moldovei. Noi am să deschid o mică paranteză, fiindcă discutăm și despre crearea unei platforme sau unui regim simplificat, similar cu Parcul IT, inclusiv pentru cercetare dezvoltare. Și se pare că există o susținere la acest capitol. Eu un pic deschid paranteza, când va fi decizia finală, vom face o discuție mai amplă la nivel public, dar vreau să știți că noi ne gândim și vrem în continuare să facem schimbări pentru cercetare și dezvoltare, să aducem aici mai ușor și capitalul care este în cadrul universităților. Avem deja niște discuții și cu domnul Topal în ceea ce privește simplificarea unor proceduri sau participarea universităților în antreprenoriat inovațional, că să fie posibil lucrul acesta, acum sunt anumite restricții la capitolul acesta, astfel încât această activitate de inovare, de cercetare și dezvoltare să devină una amplă în Republica Moldova. Noi avem tot potențialul acest capitol și am vizitat mai multe companii care fac lucruri de excepție. Lucruri care sunt de vârf de tehnologie. E vorba și de smart metering, este vorba pe domeniul electronic, pe domeniul IT.
Și lucrul acesta trebuie să fie susținut. Sunt lucruri foarte bune care poate aduce o valoare mult mai mare pentru economia națională și perspective mult mai bune în aceste timpuri dificile pentru tineretul nostru. Mult succes în continuare și acolo unde putem să punem umărul, guvernul va pune umărul. Mulțumesc! Domnule Gaevă, trebuie de menționat că guvernul lucrează și la extinderea grupului potențial beneficiar la programele ODA. Chiar ieri în ședință de guvern a fost aprobată ridicarea plafoanelor pentru ceea ce definește un IMM. Deci, până acum IMM însemna 50 de milioane de lei și 50 de milioane cifră de valoare activelor. Acum aceste plafoane urmează a fi dublate, respectiv un grup mai mare deja de antreprenori vor putea fi eligibili la programele noastre. Și de asemenea, ați menționat că în aceste timpuri grele, chiar dacă guvernul a orientat resursele financiare destinate antreprenorilor către programe de retehnologizare, de eficiență energetică, de instalare, de surse alternative de energie, totuși am găsit anumite surse și pentru acest program, pentru a-l lansa, a-l pilota, inclusiv în acest an, nevrând să așteptăm anul viitor. Bun, programul de care vorbim noi astăzi este unul destul de complex în ceea ce privește implementarea, la fel ca și cel de transformare digitală, pe care tot l-am lansat aici în luna iunie. Respectiv, venim cu o inovație, să spunem așa, în implementarea programelor noastre, venim cu niște parteneri care vor susține antreprenorii să-și dezvolte acele idei până când sunt gata a fi finanțate. Și în acest efort suntem susținuți de proiectul Tehnologiei de Viitorului și partenerii sectoriale a acestuia, susținuți financiar de Agenția Statelor Unite de Dezvoltare și Suedia. Și pe această cale am plăcerea să-i ofer cuvântul domnului Scott Hochlander, șeful misiunii USAID în Republica Moldova. Mulțumesc! Ministru Gaibă, dragi colegi, parteneri, bună ziua! Este minunat să fim întotdeauna, să revenim în această sală vorbind despre inovații, despre atât de multe lucruri care mișcă lucrurile și viața înainte. Cred că fiecare dintre noi cunoaște despre importanța IMM-urilor și start-up-urilor. Pentru că dacă vorbim de antreprenori, aceștia stau la baza economiei, la competiția și inovația, dacă vorbim de toate sectoarele. Și suntem de acord că este destul de provocator în aceste perioade să facem parte de creativitate, pentru că avem inflație, avem costurile de energie, schimburile pe piață și multe, multe alte provocări. Diferența dintre succes și valori într-o afacere în aceste circumstanțe devine mult mai dificilă. Moldova are nevoie de acest antreprenor pentru ca să consolideze economia și să se integreze în UE. Cum ajutăm prezentul și viitorul Moldovei? Avem nevoie de suport atunci când vorbim de parteneriate, așa cum este ODA, ca să facă programe de granturi mici. Dar acestea sunt bani gratuiți. Acesta este, de fapt, un parteneriat. Un parteneriat care include suportul tehnic și pentru antreprenori. Deci e un parteneriat care ajută startup-urile de Moldova să inoveze, să creeze dezvoltare în sectoarele prioritare, cum este vorba de reciclare, producție, agricultură, servicii și e-comerț, desigur. Și dacă vorbim de afaceri, au nevoie de un ecosistem. Un ecosistem care necesită mai multe lucruri pentru ca să funcționeze. E vorba de incubatoare, de acceleratoare, programe de educație, mediul de afaceri favorabil și, desigur, suport al programelor din partea guvernului și sectorului privat. Ceea ce facem și astăzi. Moldova, de fapt, inovează, este un program, este de fapt un element critic și dinamic pentru crearea un ecosistem de afaceri în Moldova. Noi vorbim despre oferirea
suportul tehnic pentru IMM-uri și pentru startup-uri în tot ce ține de îmbunătățirea realității în Republica Moldova. Pentru ca să găsim soluții inovatoare pentru provocările din economie, aceasta este de fapt o prioritate pentru USAID. Și mulțumesc foarte mult, domnule director, pentru leadership și domnul Gaibu, pentru leadership dumneavoastră, pentru că aceste investiții vor complementa tot ce este oferit de guvern, de universități, de sectorul privat, startup-uri și IMM-uri, desigur. USAID și-a asumat angajamentul ca și în trecut să continue să fie partenerul sistemelor de educație, a tinerilor și a ajuta generațiilor următoare să facă față la toate necesitățile de dezvoltare și, de asemenea, să lupte cu corupția și dezinformarea și să facă pe toată lumea să fie auzită. Parteneriatul dintre USAID și Moldova este un exemplu a unui parteneriat continuu și oferă mai multe oportunități pentru moldovenii care sunt interesați de afaceri, pentru ca să transforme Moldova dintr-o țară mică într-o țară puternică. Și mulțumesc foarte mult încă o dată pentru că v-ați alăturat să lansăm acest program și sperăm că acest program va continua și va fi un pas înainte pentru ca să fie o țară recunoscută la nivel internațional în ceea ce ține de startup-uri și IMM-uri. Multe succese și mulțumesc! Domnule Hocklander, ați punctat foarte corect că acest program nu este doar despre finanțare. Este vorba despre o infrastructură întreagă care să pregătească acei antreprenori, acele idei inovatoare, acele startup-uri care să fie eligibile pentru a fi finanțate. Și aici, acceleratoarele, incubatoarele, alte centre de inovații sunt extrem de importante și pe această cale mulțumim pentru suportul pe care îl acordați acestora și direct organizației noastre de implementare a programului. Și după cum spuneam, avem și alți parteneri care susțin implementarea programului. Este vorba de Suedia și pe această cale vreau să-i dau un cuvânt de salut și domnului Thomas Alvetec, prim secretar, dezvoltarea pieței, ambasada Suediei în Republica Moldova. Domnule director Scott Hocklander, domnule director Dumitru Pintea, hope I got the chance. Sper că am reușit să pronunț toate numele corect. Perfect. Câteva zile în urmă am revenit în Moldova pentru a continua proiectele de impact pe care le implementam împreună cu partenerii noștri de la Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaționale și Activitatea Tehnologiile Viitorului. Sunt bucuros să fiu aici cu voi toți și să vă salut din partea colegilor de la Ambasada Suediei. Suedia colaborează cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în cadrul altor programe, spre exemplu, programul de transformare digitale ce atrage deja 10 antreprenori care planifică să reducă costurile, să sporească productivitatea și eficiența prin intermediul noilor tehnologii și produse digitale. Noul program Moldova Innovează este o continuare excelentă a parteneriatului nostru, cu accent pe inovație și start-up-uri. Prin acest program vom putea ajuta antreprenori și lideri de afacere cu idei noi să obțină finanțarea și asistența de care au nevoie pentru a-și transforma ideile în produse, servicii și afaceri viabile. Astfel de programe sunt mai importante că niciodată în condițiile în care întreprinderile moldovenești se confruntă în momentul actual
cu multe provocări, cum este inflația, blocaje ale lanțurilor de aprovizionare, volatilitatea piețelor de desfacere, ci incertitudinea economică specială în acest moment. Suntem bucuroși să extindem acest parteneriat și suntem încrezători că programul Moldova Innovasa va pune la dispoziție noi soluții pentru mai multe afaceri din Moldova. Mulțumesc! Da, avem deja un program de transformare digitală care deja la 3 luni de când a fost lansată implementarea, putem vorbi de anumite rezultate. Avem companii care își transformă procesele interne de producție, vin mai aproape de lumea online. Avem companii susținute de centrele de inovații care fac parte din proiectul Tehnologiei de Viitorului și vedem că calitatea aplicațiilor se îmbunătățește și nu doar calitatea aplicațiilor, dar și obiectivele pe care ni le propunem sunt atinse mai bine atunci când colaborăm cu parteneri. Inclusiv parteneri externi care pot veni în Republica Moldova cu expertiză, cu experiență și bune practici. Și poate vă întrebați de ce a durat atât lansarea acestui program, ținând cont că hotărârea de guvern a fost aprobată încă luna aprilie. N-am să ascund că și noi a trebuit să învățăm ce înseamnă inovațiile și start-up-urile tehnologice. Respectiv a fost o perioadă în care am încercat să învățăm de la alții, de la parteneri externi mai avansați ca noi, care deja au trecut prin mai multe procese de susținere a inovațiilor și start-up-urilor. Am fost în Estonia, am învățat de la estonieni ce fac ei și aici, astăzi, la acest eveniment, îi avem alături de noi pe cei de la Garaj 48, care vor împărtăși astăzi experiența lor în susținerea proceselor de creare a inovațiilor și de susținere a start-up-urilor. Și pe această cale aș vrea să-i dau cuvântul în format online lui Kadri Tisveld, directoare operațiuni și membru a Consiliului de Administrație al Garaj 48. Doamna Tisveld, ne auziți? Yes. Da, dacă mă auziți și pe mine. Bună ziua tuturor! Dragi oaspeți și parteneri, din partea Estoniei și echipei Garaj 48. Felicitări pentru lansarea acestui program și tuturor activităților care le-ați avut până acum pentru ca să puteți să fiți capabili să lansați acest program. Noi avem 2 programe pentru antreprenori în Moldova deja din 2014 și suntem foarte bucuroși că putem să continuăm să furnizăm suportul nostru, experiența noastră pentru următorii ani în cadrul acestui program. Este minunat pentru noi să știm că suntem parte a următorilor pași de dezvoltare a tinerilor în ceea ce ține de inovații. Și să fim parte prin oferirea oportunităților adiționale în ceea ce ține de testare a afacerilor. Am susținut oamenii din Moldova prin antreprenoriat în sectorul antreprenoriatului, nu doar Moldova, dar și în multe alte țări.
Și de obicei îi învățăm în tot ce ține de inițiare a ideii, identificarea necesităților clienților și dezvoltarea ideii în practică. Suntem bucuroși să lucrăm împreună și să vedem că, de fapt, colaborările noastre continuă prin noi inițiative, prin noi idei de programe. Și, desigur, pentru participanți și pentru afacerile care vor fi parte a acestui program, le urăm succes, dar, de asemenea, să fim parteneri cu partenerii care sunt implicați în toate activitățile care urmează să fie implementate. Eu sper că urmează lucruri foarte interesante. De asemenea, aș vrea să spun participanților sau participanților viitori a programului, ce am văzut noi de foarte multe ori este faptul că anumite echipe pot reveni în programe de foarte multe ori. Iar acest program va oferi oportunități destul de multe noi care sunt orientate către tineri pentru ca ei să fie capabili să dezvolte ideile lor, să facă visurile lor realitate. De asta, dacă nu reușiți, încercați încă o dată. Dacă aveți un eșec, încercați încă o dată. Dacă nu sunteți siguri, încercați încă o dată. Dacă nu a mers, încercați încă o dată. Pentru că o să fie, sigur, și sesiunea de prezentare a pitch-urilor, cei care vor prezenta astăzi multe succese echipelor pe scenă. Și încă o dată, felicitări tuturor pentru acest program minunat. Doamna Tistel, mulțumim pentru împărtășirea acestor gânduri bune cu noi. Vom continua dialogul cu cei de la Garaj 48 pentru a moderniza, să spunem așa, metodologia de implementare a programului de inovații digitale și startup-uri tehnologice. Avem un proces pe care l-am pus la punct de implementare a programului, dar tot timpul credem că este loc de îmbunătățit. Bun, noi astăzi avem o agendă, să spunem așa, mai diferită. Urmează, în a doua parte a evenimentului, să avem o serie de prezentări de idei inovatoare. Să testăm, cum s-ar spune deja, programul de inovații digitale și startup-uri tehnologice. Dar până atunci aș vrea să fac o incursiune rapidă în prevederile programului. Eu știu că în sală aici sunt foarte mulți potențiali beneficiari a programului respectiv care au venit să înțeleagă mai bine mecanismul de implementare a programului, pentru că nu este unul din cele mai simple. Și după cum spuneam la început, ODA anul ăsta lansează deja al treilea program, paleta de programe s-a extins semnificativ. Noi vedem programele noastre într-un complex, nu ne uităm individual la fiecare, cu toate că și asta este un lucru important. Deci, programele noastre se împart în trei categorii. Avem programe de lansare în afaceri, destinate debutanților, inclusiv și programul respectiv. Un program care este destinat nu doar celor care deja au o companie, dar și celor care au o idee și încă nu au compania respectivă. Și aici se înscriu programe cum ar fi Start pentru tineri, Femei în afaceri, Pare 1 plus 1 și iată programul de inovații digitale și startup-uri tehnologice. Ulterior, un al doilea grup de programe sunt programele de granturi medii, programul de transformare digitală și programul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii, care vin să rezolve niște probleme cu care se întâmpină întreprinderile pe parcursul activității, deja în perioadele de creștere. Fie că au nevoie să vină mai aproape de mediul virtual, fie că au nevoie să se îndeplinească mai bine legislația de mediu care este impusă. Și avem programe de granturi mari atunci când companiile sunt deja foarte bine așezate pe picioare și vrem să le ajutăm să iasă la export. Acolo să intre în competiție cu cei de pe extern și să aducă valoare adăugată semnificativă economiei naționale. Și aici este vorba de programul de internaționalizare, granturi de până la 2 milioane. Bun, și programele de granturi nu sunt singurele instrumente. De multe ori, chiar și programul de astăzi prevede o contribuție proprie.
Avem și alte instrumente de acces la finanțare, ca atunci când nu aveți contribuția proprie din surse personale, puteți să apelați la un credit bancar cu garanția ODA. Sau suntem iarăși în proces de discuții publice a unui fond pentru antreprenoriat și creșterea economiei Moldovei, fondul Facem, care urmează a fi lansat în scurt timp. Este vorba de linii de credite la costuri reduse. Cu toții sunteți de acord, în condițiile actuale dobânzile au sărit în aer și accesul la finanțare nu mai este atât de facil ca de obicei. Deci la ODA veți găsi, sau cel puțin noi vrem ca să găsiți orice antreprenor sau potențial antreprenor să-și găsească un program care să se plieze mai bine peste așteptările lui. Dar acum despre programul de susținere a inovațiilor digitale și start-up-urilor tehnologice. Cum spuneam, a fost aprobat încă în luna aprilie. 13 aprilie, hotărârea Guvernului 243, cu obiectivul general care constă în acordarea finanțării nerambursabile, deci granturi, pentru produse și servicii inovatoare în cadrul a trei componente tematice. Inovații digitale, procese de producție sustenabile, deci inginerie, sau tehnologii verzi. Deci acestea sunt componentele tematice în domeniul cărora pot fi dezvoltate inovații sau start-up-uri. Ulterior, inovațiile și start-up-urilor trebuie să se plieze peste careva domenii prioritare, pe care le vedeți aici. Tehnologia informației și comunicațiilor, media digitală, industria prelucrătoare, agricultura, educația, sănătatea, servicii financiare, foarte important, serviciile financiare nu erau eligibile până acum la programele noastre, iată aici avem un program deosebit, industriile creative, comerț electronic și reciclare. Un pic probabil ați fost bulversați, dar ca să explic, în cazul în care este o inovație digitală pentru o activitate în domeniul comerțului, ea nu va fi eligibilă la programul respectiv, deoarece comerțul nu este un domeniu de intervenție în cadrul programului. Iar dacă va fi o inovație în domeniul tehnologiilor verzi, într-un sector al sănătății, ea va fi eligibilă. Deci, atunci când aveți intenția de a aplica la program, trebuie să vedeți în combinație tematicile și domeniile prioritare. Etapele de implementare, acestea sunt clasice, să spunem așa, în ce privește restul programelor, dar totuși există componenta de prefinanțare și o componentă postfinanțare care vine să fie susținută de proiectul tehnologiei de viitorului. Dar în mod teoretic, să spunem așa, sunt trei etape. Conștientizare, informare, promovare și comunicare. Deci ar fi inclusiv evenimentul de astăzi prin care anunțăm despre existența unui asemenea program. Ulterior, atunci când deja știți ce vreți să faceți, dar aveți nevoie de cineva să vă susțină, o să puteți merge la o serie de acceleratoare, nu este obligatoriu, o să puteți merge, dacă o să aveți dorința, ca să vă dezvoltați acea idee și să creați acel plan de afaceri și ulterior să veniți spre finanțare la ODA. La etapa a doua, care este suport financiar nerambursabil. Cu grant de până la 500.000 de lei și o contribuție proprie de doar 20%. Deci, practic, este unul din programele cu cele mai mici contribuții proprii și înțelegem de ce. Este destinat debutanților, cei mai mulți vor fi cu siguranță tineri, pentru care contribuția proprie poate fi o problemă. Respectiv, formula de finanțare o vedem destul de avantajoasă. Deci, 20% contribuție proprie, 500.000 de lei grant. Și eventual, contribuția proprie poate fi asigurată dintr-un împrumut bancar sau alte instrumente de atragere a finanțării. După ce decizia este pozitivă de finanțarea ideii de afaceri, ideii inovatoare, a startup-ului tehnologic, urmează o etapă de monitorizare, mentorat și evaluare de impact a programului, pentru că s-ar putea să ajungem la concluzia că acesta ar trebui cumva modificat, ajustat, să-și atingă mai bine obiectivele în timp. Noi tot timpul, sau cel puțin anul acesta, am venit cu mai multe îmbunătățiri la programele noastre pentru a elimina riscurile, pe de o parte, dar și a le face mai facile antreprenorilor. Deci la etapa de monitorizare deja este momentul când aveți resursele financiare și începeți efectiv implementarea proiectului investițional. Și aici tot pot apărea
destul de multe bătăi de cap. Respectiv, acele acceleratoare cu care vine proiectul Tehnologiei Viitorului vor sta la dispoziția dumneavoastră să vă ajute să treceți mai ușor, să găsiți soluții și de ce nu să veniți și la alte programe ale ODA pentru a dezvolta și crește afacerea. Criteriile de eligibilitate. Cine sunt cei eligibili? După cum spuneam, pot aplica atât companii deja înregistrate și care activează, cât și persoane sau grupuri de persoane care au o idee, dar care nu au înregistrată încă o companie. Condiția va fi ca în momentul când ideea este finanțată, vor avea la dispoziție o anumită perioadă de timp și să deschidă compania și noi să transferăm resursele financiare. Important este să desfășoare activitate pe teritoriul Republicii Moldova, să nu aibă restanțe la bugetul public național. Este o prevedere care deja va fi modificată și exclusă, pentru că noi, apropo, am eliminat foarte multe acte care trebuiau să fie depuse de antreprenori și noi acum avem acces la orice informație pe care o are o altă instituție a statului. Aproape orice informație. Sunt și unele secrete care probabil nu avem acces. Și să dispună de personal calificat. Deci CV-urile, să spunem așa, sau pregătirea persoanelor care vor fi înaintate spre implementarea proiectului investițional va fi evaluată destul de amănunțit. Și evident, ideea de afaceri, de inovație trebuie să se plieze peste unul din domeniile prioritare. După cum spuneam, media digitală, tehnologii informaționale, agricultură, educație, sănătate, servicii financiare, industrii creative, comerț electronic și reciclare. Bun, și alte domenii vor putea să fie finanțate, dar nu sunt prioritare. Evident, noi vom da prioritate la acestea. Totul va depinde de resursele financiare pe care le vom putea obține de la bugetul de stat pentru anul următor și de la partenerii externi care au venit cu angajamentul de a susține programul respectiv. Deci, criteriile de eligibilitate destul de simple. Pentru toți, programul. Un alt element important este ce finanțează programul, deci care sunt acele cheltuieli eligibile. Și știu că au fost mari dezbateri, multe propuneri din partea comunității digitale, altor comunități, de a face cât mai facil, din perspectiva cheltuielilor eligibile, acest program, dar totuși trebuie să ținem cont că programul are la bază bani publici, bani de la bugetul de stat, banii plătitorilor de taxe a tuturor, care trebuie să aibă un impact vizibil în economie ulterior și să aibă și un impact asupra veniturilor și încasărilor ulterioare la bugetul de stat. Pentru că banca acordă un credit și așteaptă ca creditul să vină înapoi. Noi acordăm un grant și statul așteaptă impozite și taxe înapoi. Bun, primul bloc de cheltuieli eligibile, achiziționarea de hardware și tehnologii informaționale și de comunicații. Procurarea, dezvoltarea, adaptarea aplicațiilor. Achiziționarea de tehnologii, sisteme, mașini. Servicii IT în limita a 10% din valoarea maximă a grantului. Deci până la 50.000 de lei, servicii IT. Achiziționarea de servicii de tip cloud și SaaS. Achiziționarea serviciilor pentru consolidarea securității cibernetice, aplicarea aplicabile pentru software, gândire rețele. Achiziționarea servicii de consultanță pentru elaborarea documentației tehnice. Iarăși 10% din valoarea grantului. Nu grantul maxim, dar valoarea grantului. La fel sunt eligibile cheltuieli pentru instruirea personalului care va utiliza produsele implementate sau cele achiziționate. La fel sunt acoperite cheltuielile în scopul atragerii specialiștilor IT, dar și aici sunt anumite nuanțe, vor fi menționate în manualul personal și în ghidul aplicantului. Cheltuielile salariale, un element destul de important, dar să știți că există cel puțin 2-3 justificări de ce sunt până în 20% eligibile. Deci cheltuielile salariale, noi înțelegem că dezvoltarea unei inovații implică competențe individuale, mentale ale unei persoane, dar totuși salariile sunt acceptate în proporție de cel mult 20%.
Și ultima categorie de cheltuieli eligibile, acoperirea costurilor pentru deplasări legate de implementarea și promovarea produsului respectiv, deci acestea vor fi eligibile. Noi înțelegem, deplasările peste hotare de multe ori au scopul de a promova produsul, de a atrage investitori în compania respectivă și așa mai departe. Bun, s-ar părea că sunt multe categorii destul de neclare pentru unii mai, mult mai clare. Vreau să menționez aici că, pe lângă hotărârea de guvern unde sunt menționate aceste categorii, a fost elaborat un manual operațional care descrie efectiv procesul intern a organizației noastre în implementarea programului și de asemenea este un ghid pentru aplicanți care vor menționa într-un limbaj mai simplu, să spunem așa, aceste categorii de cheltuieli, criteriile de eligibilitate și alte prevederi ale programului. Un alt aspect important sunt cheltuielile neeligibile. Pentru că de multe ori în aplicație noi vedem că apar întrebări și ținem morțiri să le prezentăm cele care nu sunt eligibile. Și la fel, în ghidul aplicantului ele vor fi prezentate. Deci costuri de bunuri, servicii acoperite de alte instrumente. Deci contribuția proprie sau chiar nu va putea fi finanțată din alte programe sau grantul, la fel, pentru același utilaj, nu va fi putea să vină finanțare suplimentară din alte programe. Pierderi la schimb valutar, acestea sunt niște elemente clasice pe care le avem în toate programele, costuri suportate înainte de depunerea formularului. Deci, apropo, aici e un element foarte important pe care noi l-am prevăzut. Puteți aplica la program, chiar dacă încă nu aveți decizia de finanțare, pe cont propriu puteți să lansați implementarea proiectului investițional. Cheltuielile vor fi eligibile în cazul în care ideea va fi aprobată. Pentru că noi înțelegem, poate să fie o perioadă de timp și atunci multe lucruri se pot schimba. Achiziționarea bunurilor la mâna a doua. E un domeniu care ne-a dat foarte multe bătăi de cap, îl avem doar în unele programe, dar și acolo cu criterii foarte, foarte clare. Aici nu sunt eligibile. Impozitele și taxele, serviciile de transport, plățile efectuate în numerar, finanțarea costurilor legate de leasing, credit, inclusiv dobânzile și comisioanele aferente, costuri de arendă și locațiunea spațiilor unde urmează să fie desfășurată activitatea, consumabile și cheltuieli administrative. Toate aceste cheltuieli au și o explicație contabilă, dacă vreți, de ce noi nu putem să le finanțăm, dar și una din punct de vedere fiscal și pe alocuri chiar și moral, aș spune. Bun, asta a fost pe scurt descrierea programului pe care îl lansăm astăzi. În continuare, eu vă îndemn de mâine, efectiv va fi activ procesul de aplicație, este absolut online. Sau colegii îmi spun că deja puteți intra pe site și să consultați ghidul, să consultați formularul de aplicare, să consultați alte detalii care vor putea fi găsite acolo. Da, menționam, întreg procesul este online. Nu este nevoie să veniți la organizația noastră, este vorba de un formular în care încărcați anumite documente, în care descrieți proiectul investițional. În procesul de evaluare vor fi anumite etape de interacțiune în care vă veți prezenta ideea de afacere sau la necesitate vor fi efectuate anumite vizite la fața locului. Dar asta este în procesul de evaluare. Deci în perioada de aplicare chiar nu interacționați deloc. Și după cum spuneam, foarte multe documente au fost excluse și aceasta, din câte noi am văzut din august și până acum, este un element foarte important pentru potențialii beneficiari. Deci mie nu-mi rămâne decât să vă îndemn să aplicați la programul de inovații digitale și startup-uri tehnologice, să vă implementați ideile de afaceri și să vă vedem cu succes și la alte programe, inclusiv la cele destinate la export, pentru că susținem nu doar exportul de bunuri, dar și de servicii. Și în continuare, aș vrea să-i dau cuvântul deja Doinei Nistor, care va modera următoarea sesiune. O sesiune, aș spune, foarte interesantă pentru cei care se gândesc să se lanseze în afaceri sau în dezvoltarea ideilor inovatoare, pentru că veți vedea ce fac alții și cum fac alții și cum își promovează ideile. Doamna Nistor, eu vă invit aici și deja
vă predau moderarea acestui eveniment. Mulțumesc foarte mult, vreau să salut toată lumea în sală și după astfel de prezentare, cine este startup, vrea să aplice? Ok, super, vedem foarte multe, foarte multe mâini, deci suntem pe audiență cu exactitate. Hai să vă zic ceva fain, bun, interesant despre Republica Moldova. Moldova se numește Global Innovation Index și noi am urcat 8 poziții în acest clasament, chiar anul ăsta, și dați să vă zic că suntem pe locul 56 din 132 de țări, deci nu foarte departe, eu aș zice că suntem bine, dar fiți atenți unde am înregistrat cele mai înalte performanțe, pentru că este un indice complex. Deci, acum, ieșiri creative, creative outputs, locul 43, cunoștințe și rezultate tehnologice, IT skills and knowledge, locul 49. Capital uman și cercetare, locul 62. Haideți să ne aplaudăm pentru că avem un potențial. Și ce aș vrea să mai zic? În primul rând aș vrea, bineînțeles, să mulțumesc domnului ministru pentru că acest program s-a născut practic într-o seară. Am revenit din Ucraina, am discutat cu Ukrainian Startup Fund, cu fondul de startup din Ucraina, cu colegii, și am zis că neapărat trebuie așa un program și în Moldova. Am vorbit cu domnul Gaibu, a zis facem și am făcut manualul operațional și regulile de program împreună cu colegii din Ucraina. Într-un timp foarte scurt a fost aprobat prin hotărâre de guvern și astăzi mă bucur că îl avem operațional. Mai mult ca atât, când am zis că noi nu avem fonduri de granturi, am făcut un parteneriat cu Dumitru și colegii, echipa de la ODA, care absolut le mulțumesc pentru leadership și pentru implicare totală, pentru că suntem parteneri 50-50 și din toate programele s-a prioritizat și acest program și avem circa 6 milioane de lei pentru faza pilot să testăm, să vedem ce merge, ce nu merge. Și vreau să mai zic încă o chestie despre partea cu Estonia. De ce este important ceea ce facem MFTA și acest parteneriat? Putem să implementăm într-un mod clasic, dar cum a spus și domnul Hochlander, că nu este doar o finanțare. Ok, vă dăm granturi, primiți 25.000 de euro și ce faceți mai departe? Noi avem nevoie de un ecosistem. Să știți că în Estonia sunt 1300 de start-up-uri și sunt 130 de acceleratoare. Deci un accelerator la fiecare 10 start-up-uri. Ultima oară când am fost în Estonia și am văzut piciurile similare ca aici, ei aveau un exit foarte mare, un unicorn, care se numește Glia. De ce Glia? Un co-founder este estonian și un alt co-founder este latinoamerican din Colombia. De asta și se numește Glia, pentru că Glia, în română știm ce înseamnă, este un cuvânt care e similar cu spaniola, portugheza. Glia, yes, Thomas, you know. A Spanish, so it means motherland. Ce înseamnă asta? Acest program, de fapt, este unul transformațional. Pentru că venim cu o implementare în echipă. Știți că s-a discutat mai bine de 2 ani sau 3 ani despre un astfel de program și mă bucur în sfârșit să-l avem anunțat. Noi avem nevoie de toți voi. Noi avem nevoie de startup-uri faine, de idei. Noi avem nevoie ca startup-urile să nu se oprească, să mergeți să faceți round A-series, B-series of funding, C-series of funding, să ajungeți unicorni. Și cum o să faceți asta? Trebuie să aveți cineva să vă mentoreze. Deci eu mă bucur că astăzi noi putem să anunțăm acceleratoarele ca parteneri, da, avem acceleratoare Moldova și mă bucur că prin IOSEC Suede, de fapt, s-a pus umărul la apariția unei rețele de parteneri de dezvoltare, de acceleratoare, voi sunteți foarte importanți și aș vrea ca să trecem la partea cea mai faină, să facem un pitching session, noi o să prezentăm 5 din partenerii de program, din 5 acceleratoare, nu este o listă exhaustivă, dar sunt cei cu care începem. Un pitch de 5 minute va avea acceleratorul care își va prezenta 2 startup-uri care vor avea câte un pitch de 3 minute. Și aceste idei, acestea sunt startup-uri tinere și nu înainte ca să invit primul accelerator, aș vrea să zic că am văzut în sală un startup foarte fain, mai vechi, care are deja succes și este în domeniul de deep tech. Este vorba despre Elirii,
Chiar am prezentat, pentru că e un caz excepțional, am avut ocazia să vizitez, știu că și domnul ministru voi ați vizitat, dar ce înseamnă asta? Nanofibers, nanofire, mai subțiri ca un fir de păr care se folosește în industria medicală din toată lumea, au clienți în Statele Unite. Deci astfel de start-up-uri vrem și noi, astfel de companii vrem să creștem, astfel de inovații vrem să avem în Moldova. Ok, so the first one este Startup Moldova. O invit alături de mine pe talentata Natalia Bejan, care este directoarea executivă. Natalia! Salutare tuturor! Mersi frumos, Doina! Eu vreau să spun că asta este prima dată când eu vorbesc din scenă despre Startup Moldova în limba română, pentru că până acum vorbim în limba engleză și cred că definiția cea mai importantă despre Startup Moldova este faptul că noi suntem comunitatea de oameni care încearcă să promoveze startup-urile tehnologice din Republica Moldova și să le facă cu legătura cu lumea externă, cu lumea internațională, cu resursele de peste hotare, ceea ce înseamnă investitori, mentori și resurse de altfel. Vă spun despre care este vorba mai exact. La Startup Moldova noi avem trei direcții în care noi lucrăm. Prima dintre ele ține de comunitate, de ecosistem. De fapt, chiar și săptămâna trecută citeam un articol despre Estonia, Why Estonia Made It, de ce în Estonia ecosistemul este într-atât de productiv și cu rezultate frumoase, este pentru că comunitatea de acolo este una de colaborare. Evenimentele de comunitate sunt unul dintre lucrurile pe care noi încercăm să le facem pentru ca să aducem comunitatea împreună. Doi, finanțarea, dar nu doar finanțarea din punctul de vedere de granturi și ceea ce face, de exemplu, astăzi ODA prin lansarea acestui program, dar și pregătirea startup-urilor pentru finanțare și finanțarea și de către investitorii străini și de către venture funds, asigurarea unei punți de legătură dintre startup-uri cu investitorii străini pentru ca ei să-și asume obligația de a folosi banii investiți nu doar ca și grant, dar ca și o investiție contra equity. Și numărul 3 sunt suportul și resursele, pentru că startup-urile au nevoie nu doar de bani, au nevoie și de mentori, parteneri, ieșire pe piețe, a înțelege care este landscape-ul legal în fiecare țară, sunt o serie de alte lucruri de care au nevoie. Și o să vă dau și câteva exemple pe fiecare dintre aceste lucruri. Deci primul, support and resources. Câteva exemple. Avem mai multe organizații internaționale cu care noi colaborăm și de la care învățăm absolut în fiecare zi. Sunt cele de pe partea dreaptă, se primește. Cu fiecare dintre aceste organizații avem cel puțin un eveniment, un program, o activitate pe care o planificăm pentru startup-urile din Republica Moldova. Avem Startup Mentorship Week. Ce înseamnă asta? Este de fapt un eveniment prin care noi legăm startup-urile din Republica Moldova cu mentori internaționali. În prima ediție a acestui program am avut ca și parteneri pe partea de mentorat organizația Seed Stars din UK, care cu siguranță au niște mentori și un capital extraordinar pentru noi. Pe partea asta avem un șir de parteneri privați, sunt exact 16 pentru că îi cunoaștem pe fiecare în parte, care oferă un discount sau perk sau credite pentru startup-urile din Republica Moldova. Deci dacă sunteți un startup din Moldova care folosește oricare dintre aceste instrumente și resurse, să știți că puteți apela la noi pentru ca să obțineți un credit sau un bonus sau chiar o perioadă de grație pentru ca să nu achitați serviciile respective. Echipa noastră, la moment, core team, sunt 4 persoane doar. Deci noi încercăm să facem schimbări cu resurse cât mai eficiente. Sunt eu în calitate de director executiv, Cătălina Plinski, aici în scenă, în sală, alături de voi, care este coordonator de proiect. Avem un legal officer, Mircea, și avem Irina în calitate de community manager. Apropo, suntem în căutare de communication officer. Dacă știți pe cineva pe comunicare, chiar avem nevoie foarte mare. Una dintre chestiile pe care probabil le-am sărit în prezentare, nu mi-am dat seama că am mișcat mai repede, dar anyways, noi ținem contul de numărul de startup-uri tehnologice care sunt în Republica Moldova. Foarte mult mi-aș dori într-o zi să ajungem la cifrele pe care le menționa Doina despre Estonia, peste 1000. La moment, noi avem în baza noastră de date cam 159 de startup-uri, dintre care 65 chiar considerăm că sunt gata să iasă cu un pitch în fața investitorilor. În ce domenii sunt aceste startup-uri? La fel am vrut să vă spun. Domeniile principale sunt health tech, ceea ce chiar nici noi nu ne-am fi așteptat la asta pur și simplu intuitiv, urmat de ed tech și fintech.
Zic că nu m-am așteptat, dar din altă parte, primul speaker pitch care urmează să vină scenă, de fapt, este din domeniul health tech, așa că cred că nu este o coincidență. Și ultima chestie pe care am vrut să vă spun. Reîntorcându-mă la articolul ăsta despre Estonia, noi nu avem cum să creștem dacă va fi doar o singură organizație sau un singur startup sau un singur unicorn. Există acceleratoare care sunt super mega importante și eu sunt super bucuroasă că de fapt ele sunt cele care urmează să intre în scenă și ele sunt cei care sunt partenerii de implementare a acestui proiect. It just makes sense, atât, adică it just makes sense. Dar în afară de asta există și alte organizații care acordă suport de comunitate pe alte verticale, filiere, în diferite metode. Poate să fie un eveniment de comunitate, poate să fie un whatever. Sunt o grămadă de resurse prin care putem să ajutăm comunitatea de startup-uri. De asta am vrut să-i menționez pe toți, pentru că sunt extrem de importanți. Și exact aici aș vrea să ofer cuvântul Corinei Beșliu, după care va urma Andy Stan. Avem două startup-uri care sunt extrem de diferite. Din ce punct de vedere? Nu doar gender-wise, pentru că este o doamnă și un domn, dar și prin verticale, pentru că este vorba de health tech și partea de ICT și tech tech, dar și nivelul de dezvoltare a startup-urilor. Corina a participat la Startup Weekend, unde și-a definitivat startup-ul său, iar Andy va prezenta startup-ul care este de fapt destul de dezvoltat și au o echipă de zeci de persoane deja angajate. Corina, te rog să vii în scenă. Bună ziua tuturor! Eu vreau să-mi asum astăzi riscul să încep cu o istorie personală care de fapt stă la bază la toată ideea aceasta. Cu 2 ani și jumătate în urmă, eu și cu partenerul meu de 10 ani am hotărât să începem o familie. Era pe timp de pandemie, aveam timp, lucram de acasă. Din păcate, datorită vârstei, mă rog, niște probleme cronice care le-am acumulat în timpul anilor, a trebuit să recurgem la ajutor, la niște tratamente de fertilitate și această experiență a fost dificilă pentru ambii din punct de vedere emoțional, pentru mine și din punct de vedere fizic. Am avut careva probleme, m-am tratat în decurs de jumătate de an, mă rog, am hotărât să facem o pauză, dar nu ne-am dezamăgit de tot și am hotărât să mai încercăm încă o dată. De data asta eu am făcut research, am aflat că este foarte important să monitorizez hormonii în timpul la așa tip de tratamente, că este foarte important să ajustez corect doza și așa mai departe. Ne-am adresat a doua oară la o clinică din Spania foarte vestită. Și eu am luat și am adunat toate analizele mele medicale, am pus descriere la tratamentele care am trecut, deci toată istoria. Pentru că prima dată când m-am întâlnit cu medicul din Spania, să-mi dau seama că el nici nu prea s-a uitat peste analize, dar mă rog să-i fac dreptate, cam așa a arătat tot ceea ce eu lui i-am trimis. Așa că nu-i de mirare, având în vedere că fiecare medic are în jur de 30 de minute pentru un cuplu. Asta a pus multă presiune asupra și la relația noastră. Peste o jumătate de an eu și cu partenerul meu ne-am despărțit. Dar pe o notă mai pozitivă, în decurs de un an, cu multe eziteri, conversații, noi am decis să mai încercăm încă o dată. De data aceasta eu am luat și am pus tot într-un Excel, dar eu știu că nici asta nu este o soluție perfectă. Eu am cheltuit pentru asta o zi întreagă. Deci ce propun eu? Eu propun automatizarea, deci să nu trebuiască oamenii să facă așa tip de Excel-uri, care ar permite scanarea și aplaudarea la rezultatele din analizele medicale, monitorizare dinamicii la markerii din analizele medicale, să facă grafice de tipul ăsta, să putem să facem tracking la tratamente, să vezi când e începutul, când e sfârșitul, care este efectul, și să poți să împarți aceste date cu medicul, ca el în 5 minute să înțeleagă ce se întâmplă cu profilul tău. Da? Deci primul segment, sorry, văd că eu deja trec de 3 minutele mele.
Aici este numărul de cicluri de IVF în lume. Cum vedeți, nu este de mirare, este în creștere, având în vedere că vârsta medie a oamenilor care încearcă să facă o familie tot este în creștere, acest trend nu este de mirare. Aici este marketul. Din 2019 era 13 bilioane de dolari. Acum, în 2030, se prezice că el practic se va tripla. Dar acesta nu este unicul nostru segment. Așa tip de instrument ar fi foarte de folos probabil și oamenilor cu probleme cronice. În Moldova, numai 35% din populația adultă au cel puțin o maladie cronică. Segmentul 3 ar fi oameni care au grijă de sănătatea sa. Aici este un grafic la, tot, la vânzări, la trackere de tip Apple Watch, Fitbit, Oura Rings și așa mai departe. Cum vedeți, sunt în creștere. Pentru așa tip de oameni, noi am putea să creăm, să le dăm posibilitatea să vadă alerte, să poată sincroniza datele de la Apple Watch, Fitbit și să primească careva tips și advice care sunt generate de o inteligență artificială. Trec de validation, noi am făcut puțină validare, pare că lumea să fie foarte interesantă, competiția noastră, deci sunt multe aplicații de tip generic, unde faci totul manual, introduci totul manual. Insight Tracker probabil că este principalul nostru competitor, dar el este foarte scump și nu mai se uită la anumite biomarkere care au care țin de longevitate. Business model freemium, posibilitatea să folosești gratuit și posibilitatea să cumpere această aplicație cu mai multe opțiuni, sigur că și cu alerte și custom AI advice. Și asta este echipa. Eu sunt Corina Beșliu, Alexandru Stamatin este fost student de-al meu. El e cu mult mai deștept ca mine. Și noi deja lucrăm de un an pentru o companie germană împreună, le facem un proiect de data science. Haideți să o aplaudăm pe Corina. Mulțumim foarte mult, Corina, pentru a împărtăși un startup într-un domeniu foarte important. Noi rugăm toți colegii să se încadreze în 3 minute care sunt. Mulțumim mult și invităm HR Tech Index, Andy Stan. Hai, bun, Andy. Nu suntem chiar HR, dar oricum o să vă povestesc. Și prezentarea? Sticu, lucrează? Ok. Ok. Super. La Index noi suntem într-o misiune ca să ajutăm fiecare startup tehnologic din lume să acceseze talentul de care are nevoie, inginerii IT. Suntem un startup născut în Moldova, dar născut global din Moldova, de fapt. În momentul de față operăm în peste 90 de țări. Modelul nostru se bazează pe a conecta într-un mediu digital, remote, startup-ul tehnologic dintr-o țară dezvoltată cu inginerul IT dintr-o țară în curs de dezvoltare. Am un exemplu, de exemplu, Suedia cu Serbia, sau Anglia cu România sau cu Republica Moldova. În țările dezvoltate există o lipsă de talente, în țările în curs de dezvoltare există o lipsă de proiecte interesante care aceste talente pot fi implicate. Da, deci noi identificăm aceste talente din țări, identificăm companiile de tehnologie, le conectăm și asistăm în tot procesul de lucru. Nu doar funcționăm ca o platformă care angajează pentru altcineva, dar inginerii se și dezvoltă folosind platforma noastră digitală. În 3 ani de zile am reușit să avem undeva la 8.000 de developeri înregistrați pe platformă. Am crescut de 3 ori în fiecare an. Anul acesta, dacă toate lucrurile rămân egale, o să fim la 8 cifre de afaceri în dolari. În Republica Moldova avem aproape 80 de angajați, până la sfârșitul anului vom fi 100 și în următorii 2-3 ani undeva la 500 de colegi. Da, avem planuri destul de mari.
După cum spuneam, suntem un startup care s-a născut global din Republica Moldova. Deci noi credem foarte mult în lucru de la distanță, descurajăm emigrarea talentului ca să nu plece din țara lui de baștină ca să lucreze pentru o companie din Marea Britanie, dar să rămână în Moldova, să rămână în România, să rămână în Serbia și așa mai departe. Problemele cu care ne confruntăm, pentru că nu suntem la nivelul să accesăm granturi, noi cred că în următorul an vom merge pentru un seed day, dar am vrea să creăm, să lansăm trei probleme pe trei dimensiuni. În primul rând, la nivel global, vedem specificul jurisdicției de HR în diferite țări, nu ajută la dezvoltarea... Ok, scuze că o să depășesc un pic. Nu ajută la dezvoltarea lucrurilor la distanță. Jurisdicția de cercetare nu este de multe ori avantajul când se face migrarea și credem într-o lume distribuită, că valoarea poate fi distribuită. Și am fost Andy Stan și vă mulțumesc mult. Haideți să-l aplaudăm pe Andy. Andy, data viitoare vrem să vedem exemplu Suedia, Republica Moldova. Asta e. Vă mulțumim foarte mult. Am văzut un startup mai matur care merge pe următoarea rundă de finanțare. Asta, de fapt, ne dorim să fie continuitatea programului. Și am să vin în scenă pe Aliona Rotaru de la DreamApps. Yep, scuzați, vă rog. Verica Cerbușcă, yep. Verica are o programare la medic, așa că am schimbat ordinea. Mulțumesc, Doina, bună ziua. Da, eu sunt Verica Cerbușcă și de 20 de ani dezvolt întreprinderile mici și mijlocii. Și de asemenea, de 20 de ani visez ca, de când am început să lucrez, ca Moldova să devină o țară în care tinerii să știe că au oportunități și în care să știe că pot să rămână acasă. IEP a fost creat în anul 2017 cu scopul ca să dezvolte start-up-uri în țara noastră. Și facem asta, vă spun de ce, pentru că, din experiența mea, majoritatea companiilor în țara noastră sunt aici, în colțul ăsta stânga-jos, cu performanțe mici și cu inovații reduse. Și dorința mea, sunt sigură că asta își dorește și domnul ministru al economiei, și domnul Păinte, și Doina, și cu toții, să avem cât mai multe start-up-uri, cât mai multe companii, care, unul, sunt inovative, și doi, care au performanțe și au profitabilitate înaltă. Deci noi, cu dumneavoastră, trebuie să ajungem acolo. Cum fac asta țările pe plan, țările dezvoltate? În primul rând, dezvoltă ecosisteme. Și pentru a dezvolta un ecosistem, avem nevoie de mulți jucători care sunt pregătiți. Jucători din domeniul educației, deci vorbim despre mediul academic, vorbim despre organizații de suport, așa cum suntem noi, vorbim despre instituții care dau resurse, deci despre investitori, dar și despre capitalul uman, despre corporații și așa mai departe. Un tremur genunchii. Un rol important îl are și guvernul și eu mă bucur și vreau să vă mulțumesc pe această cale că v-ați aliniat cu ceea ce fac jucătorii din ecosistemul antreprenorial. Ceea ce facem noi este să investim în dezvoltarea startup-urilor la toate nivelele. Deci noi, ca și IEP, creștem cultura antreprenorială, noi, ca și IEP, mergem în universități, dezvoltăm programe, lucrăm cu studenții și oferim resurse pentru startup-urile cu care lucrăm. Dar foarte mulți dintre noi, cred că o să confirme și colegii mei, cam la această etapă suntem. Începem, investim în startup-uri, dar avem nevoie de mai mare suport. Deci startup-urile noastre au nevoie inclusiv de resurse financiare și aici o să zic, resursele financiare trebuie să fie ușor de accesat, să fie ușor de utilizat. Asta este extrem de important pentru startup-uri, pentru că lucrurile extrem de importante pe care le învățăm noi la startup-uri este că ei pot și trebuie să ieșuieze rapid.
Și asta trebuie să fie pregătit și guvernul, că s-ar putea 80% din granturile pe care le acordați să nu fie la fel de profitabile cum vă doriți sau nu neapărat toți vor începe să plătească impozite foarte rapid. Bun, ce face IEB de fapt? Noi am mers în școli și creștem cultura antreprenorială din școli. Anul trecut am avut un program unde s-au înscris peste 1000 de copii din 100 de localități din țară. Au trecut școala de antreprenori, se numește Startup 101 și vreau să mulțumesc pe această cale USAID pentru că ne-au susținut. Noi avem programe de suport și de creștere a culturii antreprenoriale în universități. Lucrăm cu Universitatea de Stat, cu ASEM, cu Universitatea Tehnică, cu Universitatea din Bălți și cu AMTA. De asemenea, vreau să zic că IEP este o organizație care dezvoltă startup-uri nu doar în Moldova, dar și în Ucraina. Și în Ucraina noi am reușit să aducem programul de educație antreprenorială în peste 80 de universități, ceea ce înseamnă că în total peste 10.000 de studenți deja învață antreprenoriatul în universitate ca și obiect obligatoriu. Pentru fondatori. Avem un program de preaccelerare, deci noi nu suntem doar un accelerator care cumva dezvoltă startup-urile, dar noi, după cum spuneam la început, dezvoltăm și creștem ecosistemul. Ăsta este programul nostru de bază, în care noi investim mult, un program pe care îl dezvoltăm cu partenerii noștri din Garaj 48, un program pe care îl lansăm săptămâna viitoare și este la a noua ediție. Și avem deja peste 350 de startup-uri cu care am lucrat, startup-uri care unii ajung în România, unii ajung în Ucraina, alții în Estonia. Peste 15 hackatane și ideatane am organizat, aici vedeți un eveniment pe care l-am avut cu două săptămâni în urmă la Mediacor, este vorba despre Web3, l-am organizat cu partenerii din Statele Unite, Zuckerberg Institute, Possible Zone și Innovate Moldova, dar am lucrat și cu OSCE pe programe, pe subiecte cum ar veni anti-trafficking hackathon. Deci, ce vreau să zic este că antreprenorii și startup-urile pot fi în diverse domenii, inclusiv să soluționeze probleme, cum ar fi de traficul de ființe umane. Noi atunci am avut în mediul online. Avem 5 conferințe internaționale pe care le-am organizat pentru profesori și pentru studenți, se numește Startup Campus. Noi contribuim la networking-ul internațional și vreau să vă zic că peste 100 de tineri pe parcursul a 6 ani au fost în Ucraina, în Estonia și astea sunt echipele care au, noi cumva am facilitat participarea lor în aceste țări. Avem un podcast în care vorbim despre fuck-up-uri și vă invit să-l căutați pe YouTube pentru că fuck-up-urile iarăși sunt extrem de importante să fie conștientizate. În startup-uri, un canal de Telegram și ăștia sunt partenerii noștri cu care noi lucrăm, deci noi avem parteneriate cu Statele Unite, cu Finlanda, cu Estonia, cu Ucraina și cu Israel. Așa, mă lucrează, am vrut să vă zic, mulțumesc, asta este ultimul slide. Și, în continuare, vreau să vă spun că, după cum spuneam, noi avem peste 350 de startup-uri cu care am lucrat, iar unul dintre ei se numește StandPass, este o platformă care ajută muzicienii să monetizeze arta lor. Este vorba despre un startup creat în Moldova și în Ucraina, deci este o echipă mixtă și vreau să-l invit pe Alex să ne spună mai multe. Okay, hi everyone. My name is Alex. Salut tuturor, numele meu este Alex și sunt fondatorul la StandPass. Deci, ceea ce ține de ambasadori și fanii muzicii. Dacă vorbim de piața internațională, avem diferite artiști care pot să aibă concerte, pot să avea evenimente, dar nu au bugete de promovare foarte mari pentru
evenimentele lor. Dar este o soluție. Fanii pot deveni ambasadorii artiștilor. De fapt, fanii pot fi canalul principal de marketing pentru artiștii săi. De aceea, noi construim StandPass-ul. De fapt, StandPass-ul sau în StandPass, artiștii creează quest-uri, iar fanii câștigă aceste quest-uri. Deci, agențiile de marketing și împreună cu artistul vin pe platforma noastră și selectează ce fel de quest vor să creeze. Și vor să creeze acest quest pentru ca să adauge mai multă lume care să-i urmărească sau să îi susțină pe cei care deja îi urmăresc. Deci, și dacă participi în aceste quest-uri, deci poți primi premii care pot fi digitale sau fizice, de exemplu, cum ar fi biletele la concerte. În comparație cu competitorii noștri, noi suntem focusați pe partea de gamificare, da? De joc. Și suntem focusați nu doar pe implicarea audienței existente, dar aducerea unei audiențe noi către artist. Strategia de monetizare ține de implicarea artiștilor și agențiilor de marketing, dar de asemenea să avem sponsorship, cum este Nike, Adidas și alte companii mari. Chiar acum suntem în faza de lansare a prototipului nostru cu 5 artiști și până la final de an vrem să mai aducem încă 20 de artiști pe platforma noastră, iar anul viitor vom construi o platformă independentă cu toate quest-urile incluse. În echipa noastră avem oameni din Republica Moldova și Ucraina și împreună avem experiență în diferite domenii, inclusiv în marketing și dezvoltarea de produse și de jocuri. Acum suntem în căutarea în investiții de $150,000 pentru dezvoltarea platformei și dacă vreți să investiți sau vreți să fiți sfătuitorul nostru, consilierul nostru, vă rog să ne contactați. Mulțumesc frumos! Pleacă la Web Summit să facă această prezentare și le dorim succes mare. În continuare vreau să invit o altă echipă, este vorba despre Talk Earn. Andrei o să ne povestească despre platforma pe care o dezvoltă. Este vorba despre o platformă care ajută experții să monetizeze. Și am făcut cunoștință cu Andrei săptămâna trecută, cu două săptămâni în urmă, la Hackathon-ul pe subiectul de Web3. Succes! Hi everyone! How do you feel today? Salut tuturor! Cum vă simțiți astăzi? Numele meu este Andrei și sunt fondatorul Talk Earn. Este modalitatea de a monetiza cunoștințele dumneavoastră plătite în cripto. Noi toți avem o problemă. Eu, de exemplu, sunt un consilier financiar pentru 20 de ani și când spui că ești consultant financiar din Moldova, atunci parcă ai spune că ești un astronaut din Moldova. Deci vrem să schimbăm această atitudine. Nu contează ce vârstă ai, de unde ești, contează ce fel de specialist ești, dacă ești bun sau nu. Astfel, noi am dezvoltat această aplicație care ne ajută să vedem că specialiștul nostru sunt online și putem să sunăm acum, aici, printr-o apăsare de buton. Și vedem cum funcționează computerul de aici, dar în mod normal, angajații mei stau în altă cameră și aș avea cu ei o conexiune online și după aceea va începe să câștigă bani. Așa funcționează. Ce vedeți pe ecran este de fapt un expert care se conectează instant și vedem că acest expert a început să colecteze bani din a doua sunet, după fiecare sunet. Și expertul nu are nevoie de asta pentru entitate legală sau cont bancar. Doar își instalează aplicația pe telefon și are un portmoneu online. Și ceea ce vedem noi este un sistem de blockchain pentru plată și transparență.
Modelul nostru este foarte simplu. Trebuie să treceți Token Up, să instalați aplicația și puteți începe să faceți bani. Foarte simplu. Modelul nostru de afacere este foarte simplu. Noi colectăm 5% din fiecare tranzacție făcută. Clienții noștri sau grupul nostru ține de experți în domeniul legal, coach, mentor, trainer, care au audiență și au nevoie de oameni și noi vom lucra cu ei prin aplicație. De ce acum? Pentru că COVID-ul a schimbat globul, a schimbat lumea și noi tot. Noi vrem să le oferim oamenilor să câștigă bani secundă de secundă. Pentru că fiecare persoană vrea să fie plătită pentru fiecare secundă lucrată. Piața noastră de desfacere este mare, dar ne vom extinde gradual, începând cu țările din Est. Acestea sunt competitorii și cum o să-i batem. Aceasta este piața noastră, vom folosi influențerii din piață pentru ca să extindem comunitatea și aceasta ne va ajuta să fim cei care schimbă jocul. Primul pas în parcursul nostru este să participăm în acceleratorul organizat de Hart, unde vom fi susținut de Randy Zuckerberg, care a format Zuckerberg Institute și vom participa în proiecte și acceleratoarele lor. Acestea sunt cifrele noastre, dar ce trebuie să obținem? E să obținem mai mult de $50,000 pentru ca să putem lansa aplicația și veți vedea cum vom folosi aceste finanțe. Majoritatea vor fi pentru finanțare și pentru lansarea versiunii beta. Aș vrea să mulțumesc Near Blackton, Hub Accelerate, Zuckerberg Institute, YEP Moldova, Artcore și Mediacore. Mulțumesc foarte mult vouă. Mulțumesc și pentru posibilitatea de a vă prezenta și numele. Este Andrei și numele și etapul meu se numește TOC-R. Ca să continue să dezvolte ideea, vă invit săptămâna viitoare la un hackathon pe care îl organizăm cu Garaj 47. Lansăm programul de preaccelerare, lansăm un accelerator pe Creative Industries. Fiți alături de noi și urmăriți-ne. Doi, ne mulțumesc. Mulțumesc mult pentru o rundă de aplauze. Concluzia este Think Local, Act International, Act Global. Este concluzia, este gândim local, acționăm global. Te invităm aici. Personal mentorship from Randy Zuckerberg. Wow, that was cool. Personal de la Randy Zuckerberg sună foarte bine. Noi suntem un accelerator de inovație și antreprenoriat și foarte tare ne bucurăm că există în sfârșit acest eveniment istoric de susținere pentru afacerile tehnologice din Republica Moldova. Sincer, foarte tare ne bucurăm. Este un eveniment pe care trebuie să-l celebrăm mai mult decât ceea ce se întâmplă aici. Dacă se poate slide-urile să le vedem. Da, primul este acceleratorul de afaceri tehnologice care susține tinerii din Republica Moldova. Scuzați, eu așa mai tare mă temem că o să mor în fața la această scenă și cred că dacă n-am murit acum, mai departe nu o să mor. Deci, noi ajutăm tinerii să rezolve cele mai mari probleme pe care ei le au în comunitățile lor prin un set de instrumente pe care noi le știm să-l facem cel mai bine. Aceasta este accelerare, acces la capital și prin suportul pe care îl oferă cei mai buni mentori și mentore din țară și de peste hotare. Și îi ajutăm să dezvolte afaceri tehnologice de la zero la unicorn. Viziunea noastră este că fiecare cetățean și fiecare cetățeană din Republica Moldova este un inovator, o inovatoare, un fondator și o fondatoare care poate transforma lumea într-un loc mai bun pentru toți noi. Noi avem misiunea să accelerăm și să amplificăm modul în care acești tineri, cetățeni și cetățene inovează și construiesc companii cu impact global.
Așa, am să repistim niște slide-uri, acum mă întorc înapoi. Cum facem asta? Noi avem un mediu de învățare pe care îl creăm și îl perfecționăm continuu pentru ca să accelerăm și amplificăm capacitatea inerentă ca tinerii și tinerele să fie creativi și creative și să dezvolte inovații, tehnologii, produse și companii cu impact. Ce noi facem? Aici pot spune mai ușor că chiar facem. Acceleratoarele noastre sunt cele mai bune. Noi facem școli de startup, oferim oportunități de învățare, facem spații și laboratoare de inovații, oferim acces la cei mai buni mentori, cele mai bune mentore, oferim acces la capital local de la cetățenii Republicii Moldova. Dezvoltăm o comunitate de fondatori și fondatoare, comunitate fiind un cuvânt foarte puternic și important în domeniul nostru. Oferim stagii de practică și inspirație. Și cel mai important, noi schimbăm paradigma despre antreprenoriat, pentru că noi credem că nu este suficient să faci antreprenoriat, trebuie să faci antreprenoriat tehnologic. Pentru că vrem să adresăm și stigma că IT-ul este sectorul cu salarii mari care nu fac mare valoare și că alte sectoare sunt ignorate. Noi credem că anume sectorul IT va fi cel care va trage de urmă restul sectoarelor și toată lumea va avea de câștigat. Toată lumea va reuși, datorită sectorului IT, să aducă inovația în domeniile în care ei activează și să oferim șanse, și real, șansele noastre sunt cele mai mari să producem valoare și capital prin intermediul tehnologiei. Noi avem o comunitate mare de startup-uri prin care educăm mindset-ul să oferim înapoi, să ne susținem și să ne ajutăm reciproc. Avem foarte mulți beneficiari și beneficiare, peste 6500. Am dezvoltat 8 acceleratoare Idea Stage, dar și multe, multe alte programe de suport pentru afaceri tehnologice. Am facilitat investiții în early stage startups nouă și am investit peste 350.000 de euro investiții prin intermediul sindicatului nostru Mozaic. Avem o rețea mare de tineri și tinere care au absolvit programele noastre de accelerare și asta este lucrul cu care noi ne mândrăm cel mai mult. Aici sunt câteva investiții pe care noi le-am făcut în câteva dintre startup-urile cunoscute, cum sunt Render, tinerii care se iasă pe scenă, Bloom Coding, EasyPlan, EduSitter și Dr. Chat. De ce Republica Moldova? Poate încă nu aveți un răspuns pentru asta, noi avem un răspuns. Pentru că nu avem altă alegere. Dacă vrem să fim competitivi pe plan internațional. Pentru că deja angajatorii de la companii globale nu mai angajează ca înainte de pandemie. Acum nu mai putem să câștigăm prin salarii mai mici, trebuie să producem mai multă valoare adăugată. Vin tot mai multe soluții cu acoperire globală și să fii un brand local nu este suficient. Trebuie să fii gata să faci competiție cu branduri globale. Trebuie să ne adaptăm și să devenim competitivi global. Și da, noi avem talente, noi suntem harnici, harnice și avem curaj. Iar noi cerem de la stat și ne bucurăm că sunteți în sala asta și pot să zic asta în sfârșit, noi avem nevoie de susținere și îndrumare, anume cel mai mult din partea guvernului. Noi nu avem resurse naturale sau pământuri multe, avem doar creiere și ele trebuie susținute. Guvernul este unicul pilon și instrument care poate să facă diferența. Când vine vorba de tehnologii care pot să poziționeze Republica Moldova diferit. Noi, inițiativele private, nu putem să ne facem lucrul bine în inovație fără ca să avem un capital susținut pentru cercetare. Înlăturați orice tip de provocări și bariere, fie că asta este vorba de legislația ca să fie compatibilă cu necesitățile startup-urilor. Asigurați salarii decente, mai ales la etapa idei pentru startup-uri. Oferiți acces ușor la capital de cercetare. Delegați execuția investițiilor în startup-uri către experți care conduc fonduri de investiții. Și nu pedepsiți eșecurile. Susțineți și ascultați organizațiile și echipele care sunt și aici de startup, care vor să facă ceva. Eu încă n-am terminat încă un pic. Alăturați-vă la efortul nostru. Deci chiar ascultați-ne, nu ne duceți doar în fața voastră ca să ne spuneți că faceți ceva. Implicați-ne, noi avem idei. Ca să creăm o viziune comună,
pentru ca direcția de, pentru direcția de dezvoltare de succes pentru Republica Moldova. Amplificați această viziune către toți cetățenii și cetățenicele Republicii Moldova, pentru ca oamenii simpli, părinții noștri, prietenii noștri să nu ne trimită la joburi, dar să ne dea voie să facem ceea ce putem face bine, inovație și creativitate. Susțineți crearea de produse cu valoare pentru piețele globale, construite integral în Republica Moldova, nu doar outsourcing, outstaffing și bucățele de produs. Pentru ca să dezvoltăm și să internalizăm acest know-how de a construi afaceri și produse de valoare. Încurajați cât mai multe talente să încerce, să greșească, să experimenteze până când vom reuși. Și normalizați greșelile. Da, aici este echipa și foarte important, vreau să o prezint. Eu sunt Aliona, sunt directoare executivă și avem o echipă de eroi și eroine cu care dezvoltăm această misiune. Suntem în căutare de colegi noi, dacă aveți nevoie de un job interesant, veniți la noi în echipă. Vă mulțumim! Și în continuare să dau cuvântul a doi beneficiari din cel mai recent batch de accelerare, Renter și To Utering. Ce îmi spui, Dan, vrei să vii tu primul? Renter Daniel Trohin. Așa. Salut! Noi suntem Renter, un serviciu de închiriere a bicicletelor electrice. Salut! Noi suntem Renter, un serviciu de închiriere a bicicletelor electrice. Acesta este Andrei. Andrei este curier, livrează mâncare și în fiecare zi reușește să completeze cel mult 15 comenzi și devine foarte obosit în proces. Acesta este Eugen, este un coleg de-al lui Andrei, doar că el livrează folosind mașina. Problema lui este faptul că pierde foarte mult timp în trafic și aproximativ 300 sau 500 de lei pe zi pentru combustibil și mentenanța mașinii. În același timp, Eugen este o persoană care nu vrea să polueze mediul înconjurător. Doar în Chișinău sunt aproximativ 500 de persoane, exact ca Andrei și Eugen. Aici venim noi cu soluția. Renter este un serviciu de închiriere a bicicletelor electrice și închiriind o bicicletă electrică, Andrei ar putea completa cu 30% mai multe comenzi și nu ar fi la fel de obosit la final de zi. În același timp, Eugen ar putea trece de la livrări cu mașina la livrări cu bicicleta electrică. Astfel, ar evita costurile pentru întreținerea și combustibil, ar avea o metodă de transport confortabilă și nu ar polua mediul înconjurător. Piața din Moldova este estimată la aproximativ 1,3 milioane de euro pe an, iar piața totală a Moldovei cu România este estimată la 25 de milioane de euro pe an. Modelul devenit este o taxă lunară de închiriere de aproximativ de 110 lei pe zi pentru o perioadă de 30 de zile. Din lipsa competitorilor am decis să comparăm bicicleta electrică Renter cu singurele alte alternative pe piață, ceea ce sunt bicicleta simplă, motocicleta și mașina. Și puteți vedea că în raport cu comoditatea și profitul metodei de transport, bicicleta electrică este cea mai efectivă metodă. Aceasta este echipa, suntem cea mai potrivită echipă pentru a dezvolta acest startup, deoarece avem motivația, dar și skill-urile necesare pentru a o dezvolta. Avem experiență în vânzări, marketing, dezvoltare web, analiza pieții, design și suntem foarte muncitori și rapizi, lucru pe care l-am demonstrat prin faptul că am dezvoltat acest startup în timp ce susțineam examenele de bacalaureat. Cunoaștem că scalabilitatea ideii noastre depinde foarte mult de capital și aici am dezvoltat un sistem prin care oricine poate deveni investitor. Investiția vine sub forma achiziției unei biciclete electrice, deci practic procurați o bicicletă electrică pe care noi o vom da în chirie și menține. Iar în schimb primiți un procent din venitul adus de acea bicicletă lunar timp de 4 ani. La sfârșitul acestor 4 ani
investiția poate ajunge și până la 20% anual dobândă. Am dezvoltat acest model de investiții prin faptul că am atras un investitor cu ajutorul căruia am procurat 4 din primele 6 biciclete electrice care acum sunt date în chirie pe colinele orașului Chișinău. Un scurt video, dar puteți vedea bicicleta și în realitate. La moment, suntem în căutarea unei investiții de 50.000 de euro pentru a ne extinde flota cu încă 20 de biciclete electrice, iar 30.000 de euro din această sumă deja au fost acumulați, deci suntem în căutarea încă 20.000 de euro. Vă mulțumim! Mulțumim foarte mult! Haideți să aplaudăm și următorul pitch este Toy Touring, Marta. Bună ziua, eu mă numesc Marta și astăzi vă voi prezenta startup-ul meu care are rădăcini în domeniul educației. Fiind student, elev, timp de 12 ani am văzut diverse probleme ca un mediu școlar de personalizat, generalizat și neindividualizat pentru elevi, plus este stresant și este ostil. La fel și faptul că școala este full-time on-site, fiecare absență pe care o are un elev duce la lapsuri în înțelegerea integră a subiectului ulterior care urmează în învățare. Având eu aceste probleme acute și comunitatea din jurul meu, am decis să vin cu o soluție pentru ameliorarea lor. Și aceasta este Tutoring, o platformă de tutorat online pentru inițial elevii din clasele 9-12, care acoperă subiectele de matematică, chimie și engleză. Cum funcționează Tutoring? Foarte simplu. Tutorii își creează pe platforma noastră un profil în care își indică subiectele pe care le preda. Elevii pot să contacteze tutorii, în dependență de necesitățile și problemele cu care se întâlnesc ei, plus ei bronează o lecție gratuită de probă. Momentan așa arată landing-ul, prima parte de MVP. Din motiv că suntem one-to-one tutori-elev, garantăm că educația o să fie una personalizată și individualizată pentru necesitățile și problemele fiecărui om, elev care se adresează la tutorii noștri. Momentan, marketul piața de EdTech și e-learning este la 6,5 miliarde. Numere estimate post-pandemie 2021. Noi vrem să acoperim 20% din marketul educațional românesc și moldovenesc. Numbers that definitely speaks for themselves. Momentan, rata de creștere este de 16% anual și este prognozat în 2028 această sumă de 6,5 să ajungă la 18 miliarde. În plan de competiție, pentru marketul românesc și moldovenesc, competiția noastră inițială sunt în principiu tutorii privați și școlile de instruire, însă noi suntem, avem head starter, desigur, avem tutori tineri, plus suntem mai eficienți în raport de timp și bani investit. Suntem un startup care are două piețe, cumva avem nevoie de două grupuri de oameni pe care să le atragem la noi pe platformă. Pe de o parte sunt cei care oferă serviciile noastre, tutorii care vor să împartă cunoștințele lor și pe de altă parte sunt cei care se folosesc de serviciile noastre, elevi care au nevoie de ajutor în facerea temelor pentru acasă, pregătire de teste, examene, plus cei care fac homeschooling și nemijlocit părinții ca money suppliers pentru serviciile noastre. De ce noi? De ce Tutoring? Exact. Deoarece avem tutori tineri, vrem ca pe platforma noastră, pe post de tutor, să angajăm studenți din facultăți cu rezultate bune la subiectele pe care le oferim noi, reamintesc matematică, engleză și chimie, deoarece este demonstrat că o persoană care este mai aproape de tine în plan de vârstă și cu care ai un age gap mai mic, este mai empatic și înțelegător, ori noi ca ființe umane suntem cumva mai deschiși, predispuși să învățăm ceva de la oameni cu care avem foarte multe lucruri în comun și mai multe tangențe. La fel este o idee scalabilă, deoarece Tutoring nu are rigiditate în plan de curriculă sau de sistem de educație și poate fi adoptat pentru fiecare locație în care ajunge ideea. Modelul nostru de business este subscription model, la fel luăm 15-20% comision per fiecare tranzacție făcută pe platformă, plus un beneficiu este lecția gratuită de probă, ca oamenii să înțeleagă de ce ei au nevoie de Tutoring.
Momentan avem nevoie de seed round investments de 70.000 pentru dezvoltarea nemijlocită a platformei, pentru salariere și ulterioare angajare, plus nemijlocit marketing și promovare a produsului online și offline. Aceasta este echipa noastră, eu, Marta, care sunt fondatoarea și am experiență de doctorat peste 5 ani, Nikita, designerul, și Mihai, care va dezvolta nemijlocit platforma. Vrem să facem release-ul în sfârșitul decembrie, hopefully. Vrem să devenim vizibil, ca ulterior să adăugăm mai mult caracteristici platformei, plus să extindem rețeaua de profesori și mai multe subiecte ca să putem să le predăm, extinderea peste prut la sfârșitul de 2023 și scalare globală. Vă mulțumesc mult! Mulțumim mult! Am văzut o idee, o preaccelerare, adică o idee care este, va deveni în scurt timp prototip. Mulțumim mult, Marta! Următorul partener este XY Partners, Traian. Ne vorbești despre e-commerce tech, ca să avem o diversitate de portofoliu. Mersi. Dar microfoanele astea tot lucrează? Sau? Tot lucrează. Foarte bine că totul lucrează în această sală. Eu mă numesc Traian și eu foarte bine mi-aduc aminte dimineața asta când eu mi-am luat cafeaua și Google mi-a adus aminte ce s-a întâmplat în 2012. Și în 2012 eu împreună cu colegii mei Dan și Alex făceam primul nostru startup care se numea Vintage și noi dădeam în chirie lucrări de artă și era primul marketplace online de artă făcut în Moldova. O idee super proastă pentru o țară săracă ca Republica Moldova să vinzi artă. Noi asta ne-am dat seama puțin mai târziu. Dar asta e prima noastră idee de afacere care a ajuns la 1 milion de lei. Adică noi, un an jumate, noi am ajuns până la 1 milion de lei venit și țin minte foarte bine comunicarea cu contabila mea care mi-a explicat că asta nu sunt banii tăi, asta sunt banii companiei, voi trebuie să plătiți taxă, voi trebuie să faceți, și eu nu înțelegeam chestia asta. Dar în 2012, dacă mi-aduc bine aminte, nu era absolut nimic. Nu era nici MediaCore, nici Artcore, nici Techwell, nici iHub. Nu erau programe, nu era DreamOps, YEP, absolut, nici Moldova IT Park nu era. Și noi atunci, trei tineri fondatori care semănam mai mult cu o echipă de tip rock band decât cu un startup, eu mai am încă 1 minut jumătate, noi am înțeles că, de fapt, sunt foarte mulți oameni buni în Republica Moldova care pot să te ajute și poți, de fapt, să te duci la dânșa în vizită, la birou și să ceri 30 de minute de mentorat, care eventual pe noi ne-a ajutat să înțelegem că mentoratul e mult, mult mai important decât banii propriu-zis. De asta noi, în 2019, eu am venit cu această idee să facem un accelerator care, de fapt, ajută companiile cu suport operațional aprofundat, conexiune la mentor și atragere de investiții. De ce? Pentru că eu am fost în pielea antreprenorului în 2012 și eu foarte bine știu toate problemele prin care fiecare poate să treacă. Noi suntem deja de 2 ani, 2 ani, nicio, nu lucrez. Bine, deci noi de 2 ani suntem activi, noi am accelerat peste 105 companii, aceștia sunt partenerii noștri de dezvoltare. Cum am mai spus, noi incubăm companii. Misiunea noastră și înțelegerea noastră despre viață este că un antreprenor adevărat soluționează probleme și atunci când un antreprenor soluționează probleme, el aduce valoare adăugată societății per general. Noi am avut peste, acum la moment numele s-au schimbat, că această prezentare este din la început de an, deci noi avem peste 2000 de startup-uri care au trecut prin procesul de aplicare, noi am lucrat practic 195 și câteva din ele au tras investiții de 400.000 de dolari to date. Și ce vreau să ne laudăm, că pe 18 octombrie împreună cu partenerii noștri Innovate Moldova, Startup Moldova, YEP, ce? Ups. El s-a dus mai departe. Super. Bun, lăsați astea, să sunt testimonialele echipelor noastre.
Deci noi aducem 18 companii la București să prezinte investitorilor de acolo și să creăm prima punte română-moldovenească în care investitorii din România să poată să investească în companiile din Moldova. Și noi avem deja success stories foarte nice prin Planable, de exemplu, un startup moldovenesc care a mers la Cluj, după aia a ajuns internațional și multe altele, și ne gândim că ar fi bine ca să începem acest proces de scalare a companiilor. Ce vorbim de programele noastre, noi avem programe de accelerare, 3 luni, practic 30 de mentori sunt incluși mereu la nivel de one-to-one lucru cu echipele. Noi luăm echipele de la etapa de idei și le aducem la lansare în piață și noi ce facem de obicei, când companiile noastre se registrează, noi mergem cu dânșii la camera de înregistrare și facem poză. Da, și echipele care vor prezenta acum, după prezentarea mea, Olga Graur de la Click School și Bogdan Babi de la Unde, sunt două proiecte foarte noi care au apărut în Republica Moldova, sunt startup-uri tehnologice de care noi ne mândrim. Și eu vă urez vouă, în primul rând, foarte mult succes că voi să fiți aici. Și mulțumesc foarte mult pentru oferirea acestui cuvânt despre noi. XY Partners, haideți să-l aplaudăm pe Traian. Da. Aș vrea să menționez că ei la fel fac un parteneriat cu EO Incubators ca să fie mai internațional și sunt și partenerii noștri pe comerț electronic, pe e-commerce. Hai să lucrăm împreună. Și acum merg startup-urile voastre. Da. Click School, Olga Graur. Salut tuturor. Dacă se poate prezentarea. Deci, în primul rând... Nu știam că așa se... În primul rând, mulțumesc de invitație. Astăzi vă prezint Click School. Click School rezolvă 3 probleme. Prima dintre care este lipsa de angajați în domeniul IT. La moment, în Moldova lipsesc 8.000 de angajați în domeniul IT. Nu este o problemă doar din Moldova, dar dacă să analizăm în grafic pur și simplu țara vecină nouă, România, aici este o lipsă de 10.000 de angajați. A doua problemă este că educația pe care o avem sau educația tradițională nu răspunde necesităților companiilor IT pe care le avem. Companiile, la momentul de validare a ideii, ne explicau că organizează internship-uri din propriile finanțe pentru a pregăti un absolvent din universitate să fie gata de un job cu cele mai noi tehnologii și să fie gata să lucreze și să aducă, de fapt, venit companiei. A treia problemă este, de fapt, că dacă găsești un curs care să răspundă tuturor necesităților, este prea costisitor pentru un student din Republica Moldova. Click School vine cu soluția. Click School te ajută să-ți schimbi cariera în domeniul IT, gratuit, până la angajare. Noi suntem un curs full stack de 6 luni, part-time, cu mentor senior inginer din domeniu, cu ajutor și mentorat în carieră și cu posibilitatea de achitare doar după angajare. Cum funcționează Click School? Te poți înregistra la noi pe site în doar 30 de secunde, primești un curs gratuit ca să înțelegi dacă domeniul IT ți se potrivește, faci un interviu cu echipa Click School în care înțelegi dacă așteptările tale sunt corecte și Click School poate să ți le îndeplinească și după care începi migrarea ta în domeniul IT. Click School nu este doar o idee, noi suntem un proiect lansat pe piață, avem în spatele nostru 12 săptămâni de promovare, avem peste 260 de aplicanți, peste 150 de interviuri, 32 de contracte semnate pentru 2 cursuri deja lansate și un cost de achiziție de 78 de euro per contract. Cum am făcut asta? Ne-am folosit de toate posibilitățile de marketing în Republica Moldova, asta fiind micro-influencer din domeniul IT, articole în media și Instagram și Facebook Ads. Business modelul Click School este gratuit până la angajare. Din momentul angajării, 14% din salariul tău până acoperi suma de 1.800 de euro.
Din competiția noastră și ceea ce am analizat, luând în considerație garanția de angajare și accesibilitatea la curs, avem doi competitori tot mai aproape de noi, care este Mate Academy în Ucraina și Lambda School din USA, însă ca eficiență de timp de migrare în domeniul IT, ClickSchool este mult înaintea lor. În spatele acestei idei este o echipă minunată. Carolina are experiență în 3 startup-uri IT. Eu sunt cu 10 ani de experiență în management de proiecte în domeniul IT și Andrei este senior inginer într-o companie internațională. Putem să mergem cu pași mici înainte singurei, pentru că asta am făcut-o, însă cu ajutorul unei finanțări putem să aducem 600 de mii revenue în doar 2 ani. Suntem în căutare de 65 de mii de euro investiție și care recapitulare. Putem acoperi 8 mii de locuri de muncă în Republica Moldova în domeniul IT și asta e echivalent cu 14 milioane de euro. Ne-am lansat 5 luni în urmă din propriile finanțe și acum suntem în al doilea curs. Avem planificate 160 de absolvenți în doar un an și suntem în căutare de investiții pentru a ajuta cât mai multe companii IT din Republica Moldova. Haideți să aplaudăm pe Olga. Olga, știi ce vrem să vedem? Pentru cei care nu aranjează cariera IT să facă o migrare posibilă spre Createc, în special că domnul ministru a spus că s-a extins eligibilitatea în parcul IT. Și următorul pitch este de la unde, Bogdan Babi? Salut la toți, mă numesc Bogdan și astăzi o să povestesc puțin despre evenimente. Deci, așa, organizatorii când organizează un eveniment și se începe procesul de vânzare a biletelor, se așteaptă la un grafic care să arate cam așa. Adevărul este că nu tot timpul este conform așteptărilor și trezești cu 2 săptămâni înainte de eveniment, cu 20% de bilete vândute. Și ce faci atunci? Îi contactezi pe toți prietenii tăi marketologi sau încerci tu să setezi o reclamă în Google Ad Manager. Adevărul este că asta nu tot timpul lucrează și reclama online nu este tot timpul, nu este mult mai diferită decât o reclamă de pe billboard-uri. Nu știi cine o vede și nu știi cât de mare efect are. De exemplu, chiar ieri când pregăteam această prezentare, m-am întâlnit cu așa un post care mă invită să investesc în Dubai. Nu cred că-s publicul țintă. Noi la unde oferim o platformă de marketing a evenimentelor cu un magazin de bilete integrat. În mai puțin de 5 minute, orice organizator poate să-și creeze pagina evenimentului și să înceapă să vândă bilete. Pe lângă aceasta, el avea acces la un sistem CRM și la tool-uri de marketing dedicate pieței evenimentelor. Dar partea cea mai unică și faină a produsului nostru este de fapt că noi automatizăm marketingul pentru rețele socializare ca Facebook și LinkedIn. Acum, orice organizator care lansează reclama prin produsul nostru, din contul persoanelor care vizualizează pagina evenimentului și cumpără bilete în trecut, se creează un profil unic. Și ulterior, toate reclamele care sunt lansate cu noi, ele sunt trecuite și ajustate real-time, conform performanței acestora. Competitorii noștri internaționali sunt giganți ca Bizabos, Event Wova, doar că ei mai mult sunt taxați pe event management decât pe event marketing. Și noi suntem unul dintre puținii prestatori de event marketing care încercăm să automatizăm procesul de marketing. În lume se vând aproximativ 10 miliarde de bilete și piața evenimentelor este capitalizată la aproximativ 1 triliard. Dar noi, pentru a penetra piața, ne vom axa pe evenimente business, evenimente recurente și evenimente cu 50 sau mai mulți participanți. Posibilul income de pe bilete vândute a evenimentelor business în Moldova este de 60.000 de euro la 120 de bilete, la 120 de evenimente organizate, de 800.000 în România și de 50 de milioane în Europa. Unul dintre revenue flows-a noastră este 5% pentru fiecare bilet vândut plus 0,35 euro. Dar asta nu este tot. Pentru a avea acces la tot funcționalul platformei și la dashboard-ul organizatorului, organizatorul va trebui să achite o taxă de 100 de euro lunară. La moment lucrăm deja cu evenimente mari din Moldova și avem chiar și aici în sală câțiva organizatori, sper că fericiți, care organizează evenimente cu noi. Și golurile noastre este să ajungem la evenimente mari tech și de startup-uri din Europa.
De ce acum? După ce s-au ridicat restricții legate de COVID, piața evenimentelor observă un boom destul de mare și pe lângă asta piața de software a marketingului automatizat crește cu peste 17,7% anual, iar asta înseamnă o triplare în mai puțin de 6 ani. Noi suntem patru prieteni în facultate și liceu și avem un background vast în dezvoltare de software, în marketing și în organizare de evenimente. Noi avem nevoie de 50.000 de euro pentru marketing și pentru scalarea produsului în România. Noi suntem unde? Noi vindem toate biletele pentru viitorul tău eveniment și avem nevoie de 50.000 de euro. Dacă sunt aici în sală organizatori de evenimente care vor să-și ridice nivelul, atunci vă rog să contactăm după asta. Mersi! Mulțumim foarte mult, Bogdan. Cu siguranță că am recunoscut o parte din evenimente și este un model foarte fain, pot să confirm. Și ultimul nostru partener este Technovator, Mary Nemciuc. Mary? Salut la toți! Îmi pare bine să văd așa progres al ecosistemului IT, ecosistemul de startup-uri în Republica Moldova, pentru că background-ul meu în Technovator este de un an, după ce am, pot să spun că am contribuit cumva la dezvoltarea acestui ecosistem, fiind în Asociația Națională Companiilor TIC, încă de la dezvoltarea conceptului și ulterior în gestionarea peste 600 de activități pe parcursul proiectului TechWheel, și ulterior la lansarea, dezvoltarea conceptului de Startup Moldova și dezvoltarea pe atunci, adică în misiunea mea, era să dezvolt un număr cât mai mare de startup-uri în Moldova. Și am înțeles o chestie, că de fapt la toate, majoritatea, ele creșteau cumva periodic, dar la majoritatea activităților noastre veneau aceleași fețe. Noi tare le iubeam, noi tare ne plăcea, dar ele erau preponderent aceleași. Așa că eu am decis că eu vreau să schimb acest lucru prin dezvoltarea potențialului, prin dezvoltarea talentelor care pot să facă inovații, pot să facă startup-uri, pot să facă companii, pot să facă orice, fiind în cadrul companiilor în care activează, în cadrul entităților publice, cât și startup-urile proprii. Iată de ce, cum s-a născut ideea de Technovator, deci are la bază tehnologia și aici vreau să menționez că IT este văzut ca un sector aparte, în marea majoritatea cazurilor. Însă eu tind să menționez că nu mai este așa, IT deja este în absolut orice, începând de la grădinițe, începând de la și terminându-se cu perioadele în care chiar și vârstnicii le utilizează la maxim. Iată de ce scopul nostru să fie integrate tehnologiile în absolut orice și în rezultat să apară aceste inovații. Din portofoliul nostru este verticalele pe care le dezvoltăm. Deci verticalele ele sunt o mulțime în lume, însă noi ne focusăm preponderent pe două din ele și una este health tech, care a apărut în contextul COVID, evident că peste 90% din ceea ce nu s-a digitalizat a accelerat rapid. De asemenea, AgTech, deci am dezvoltat un laborator de inovații care a constat într-un hackathon accelerator și ulterior împreună cu Agrobusiness la organizarea conferinței. Career Aid a apărut de asemenea într-o necesitate și deja se dezvoltă în calitate de startup. Deci noi ajutăm oamenii să intre în domeniul IT printr-un set de instrumente și mentorat într-o perioadă foarte accelerată de timp și acum ne orientăm doar pe target grupul de persoane din Ucraina. De asemenea, dezvoltăm comunitatea de product management și vă invit astăzi la ora 6:30 la Fintech Hub, avem workshop pe Jobs to be Done. Deci este vorba despre o comunitate de 155 persoane care, după cum cunoașteți, product manageri sunt la vârful dezvoltării piramidei, da, de diferite poziții în sectorul IT. Iată de ce noi vrem să creștem creiere, care să nu cumva să migrăm de la acest outsource și la dezvoltare deja de produse proprii.
De asemenea, avem, deci, multe lucruri se întâmplă în Chișinău, asta este foarte nice, însă noi tindem să extindem aceste inovații și în alte regiuni și ne bucurăm mult de progresele pe care le aducem în Tiraspol, în zona stângii Nistrului, unde am început un curs de product management în care participă peste 40 de persoane și o să rezulte cu circa șapte proiecte. De asemenea, un important aspect în dezvoltarea acestor proiecte este persoanele și monitorizarea acestor persoane. Pentru că pe alocuri, mă rog, echipele pot să devieze sau pot să aibă nevoie de un anumit de suport ghidat și care să ducă la această accelerare. Pentru aceasta dezvoltăm trackeri, experți care ghidează timp de 12 săptămâni după o metodologie structurată ca să ajungă la un avânt tehnologic. De asemenea, când vorbim despre triplu helix al inovației, cel mai important vigilant, sângele inovației, sunt studenții și avem un program în care lucrăm cu 10 universități din Moldova, în care sunt implicați activi peste 250 de studenți. Și mai nou avem un program pentru digitalizarea IMM-urilor. Această experiență vine din colaborarea cu ODIM, actualul ODA, în care am dezvoltat și au participat peste 700 de beneficiari în program și acum deja aplicăm această consultanță pentru regiunea Cahul. Aceasta este echipa noastră cu care ne mândrim, de asemenea avem un număr foarte mare de mentori, de tracker, echipa care, cu experiență atât în dezvoltare de produse, în dezvoltare de în comunicare și dacă vreți să vă alăturați, o să vedeți mai multe detalii, accesați acest QR code. Technovator, ultimul partener în această seară și Mary. Voi aveți două startup-uri care i-ați invitat astăzi să facă pitch. O să-l invit pe Mihai Dascăl, care a beneficiat și a fost parte din programul Health Tech Hackathon și Accelerator și recent a fost colega sa în vizita noastră la Pirate Summit. Mihai, Baby Medi. Și Pirate Summit este un eveniment pentru startup-uri unde au participat mai mulți. Vreau să vă mulțumesc anticipat. Asta este la unul pentru ce. Deci, conform datelor Statista, în anul 2020 s-au născut circa 3,6 milioane de copii. Din acești copii, 100% până la vârsta de 10 ani vor face febră. Circa 60% din părinți au un singur copil, primul copil în familie, care va trece prin aceste episoade, părintele va fi stresat, nu va ști cum să procedeze și ce să facă. Părinții, la momentul actual, nu au încredere în soluțiile existente, sunt obosite și stresate de situația care se întâmplă cu copiii lor. Soluțiile care sunt pe piața curentă nu soluționează problema în întregime, sunt foarte costisitoare, au o interfață care nu este foarte ușor de utilizat de orice mamă și nu au un produsul nu are o ghidare să spui mamei ce să facă și dacă situația prezintă risc pentru viața copilului sau nu. Ele fiind orientate spre segmentul premium de mame. Soluția BabyMedi. Noi propunem un device pentru a monitoriza indicii vitali ai copilului care vrem să-l facem mai ieftin, să fie ușor de utilizat și să conțină țicări în timp real. Iar cireașa de pe tort va fi implementarea sistemului Traffic Lights, care este un sistem de triaj în medicină pentru a identifica factorii de risc vital pentru copii, astfel vom ghida mama ce să facă în aceste situații. Deci piața. Ne orientăm pe țările Uniunii Europene, care conform Statista, sunt circa 19,5 milioane de familii care au cel puțin un copil de până la 5 ani. Asta ar crea un market total de valoare de circa 9,75 miliarde de euro.
Deci, evoluția produsului Baby Medi. Noi am început startup-ul în anul 2021. Acum suntem la stadiul de testare a prototipului și de testare a algoritmilor de interpretare a datelor. Următorul pas ar fi ca să pregătim acest device pentru certificare și de a găsi parteneri pentru investiții. Necesitatea noastră este de circa 1,3 milioane de euro pentru a certifica produsul și iniția distribuirea în piață. Deci, după cum vedeți, impactul produsului Baby Medi pentru mămici. Cu Baby Medi, orice mamă, câți copii n-ar avea, 1, 2, 3, este o mămică smart, sigură, liniștită, informată, pentru că copiii lor sunt în siguranță unde nu s-ar afla. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Cu siguranță pot să confirm că este această preocupare, în special cu primul copil, deci sunteți într-un market, într-un segment foarte solicitat. Îți mulțumim și vă urăm succes la fundraising. Și ultimul pitch sunt colegii de la Delhi, ceva gustos. Hi everyone. Bună ziua tuturor. Deci, numele meu este Stanislav. Delhi este o soluție e-commerce SaaS care ajută restaurantele și comerțul tradițional să stabilească operațiunile de livrare. Îi va ajuta să excludă prețuri scumpe pe piață și să aibă, de fapt, un sistem agregat. Aceasta este echipa noastră, suntem 11 oameni, majoritatea sunt developeri, CTOs, CEOs, cu experiență în diferite instrumente. Dacă vorbim de problemă, lansarea livrărilor pentru restaurantele tradiționale este de fapt o problemă, pentru că există o vorba de resurse financiare mari și resurse de timp care consumă destul de mult timp, să zicem așa. Și dacă vorbim de diferite agregatoare, da, de sisteme integratoare, precum este Glovo, dar datele iau practic 30% din profit și într-un an această sumă devine foarte mare, în jur de 50.000 de euro, doar pentru un restaurant micuț, să zicem. Și aici este soluția. Deci, noi ne iau 40 de zile ca să stabilim operațiunile. Dacă vorbim de bani și dacă vorbim de operațiunile de livrare, care să treacă foarte ușor, să zicem așa, și să nu fie cumva automatizate în procesul de control. Deci ei, practic, își păstrează banii atunci când folosesc platforma noastră. Deci inovația noastră are UI și UX foarte clar. Dacă vorbim de experiența utilizatorului, aceasta este foarte simplă și procesul de livrare durează 30 de minute. Avem și un algoritm deștept în ceea ce ține de operațiunile curierului, astfel încât afacerea nu trebuie să aibă prea multe persoane la telefon, dar este o persoană care, de fapt, supervizează întregul sistem. Deci, de ce ar trebui să investiți în startup-ul nostru? Suntem cei care avem un instrument care ne ajută să economisim. Ne-am lansat pe business-ul e-commerce, deci avem deja un spațiu de validare și testare a trăsăturilor caracteristicilor noi și putem procesa date în volum mare. Deci, până la urmă, este un startup. Dacă vorbim de piață, ne-am lansat în Europa în 2021, deja avem platformele noastre și am inclus peste 100.000 de livrări prin sistemul nostru și deja am vândut 3 soluții. Deci, piața în Statele Unite este destul de mare, este vorba de 30 de miliarde.
Și este dacă vorbim de model de afacere, software service sau serviciu software. Haideți să aplaudăm. Toate startup-urile care au piciuit în această seară, noi vă mulțumim foarte mult. Aș vrea încă o dată să subliniez că avem talent, avem inovație, avem abilități tehnologice. Ne trebuie curaj ca să transformăm aceasta în startup-uri, în produse, să materializăm ideile. Don't be afraid to fail, nu vă temeți să eșuați. Noi mulțumim încă o dată Guvernul Republicii Moldova, Ministerului Economiei, care a susținut acest program pentru startup-uri și inovații digitale, care se numește, într-un mod simbolic, Moldova Inovează, Innovate Moldova. Mulțumim echipei ODIM, toată lumea care a participat, Rodica, toți care au făcut, Dumitru, bineînțeles, Marin, echipei de la ODIM care au participat la elaborarea în timp record a programului, a manualului operațional. Să știți că în spate stă o muncă foarte mare. Promitem să, după cum a spus și Dumitru, să ne perfecționăm, să simplificăm procedura, să fie tot online, să lucrăm cu colegii, cu rețeaua, cu partenerii, astfel încât să avem unicorni în Moldova. Și nu în ultimul rând, să ajungem de urmă donatorii noștri, Statele Unite ale Americii și Guvernul Suediei, pentru că sunt cei mai mari inovatori. Moldova Inovează. Vă mulțumim foarte mult! Da, eu am văzut astăzi aici multe idei inovatoare. Eu vreau să mai menționez odată că programul, noi înțelegem foarte bine că inovațiile din domeniul IT sunt cele mai rapid care pot să fie realizate. Este un sector mult mai vibrant ca altele. Dar să știți că noi așteptăm inovații din domeniul ingineriei, din domeniul ecologic. Și am văzut în țara la noi inovații foarte bune în domeniul electronic. Am văzut inovații în domeniul ingineriei, la fel cu potențial foarte mare. Am văzut ce necesități financiare aveți prin prezentările voastre. Evident, statul vine cu un instrument de granturi care să vă ajute la o etapă de dezvoltare a soluției. Ulterior, este și normal ca alte fonduri bazate pe bani privați, care își pot asuma riscul investițional, să fie cei care să vă susțină. Eu personal, o rată de 80% default, ar spune că nu o să ne înțeleagă Curtea de Conturi și Inspecția Financiară. De aceea trebuie foarte atent să parcurgem și să pilotăm acest program, astfel încât Guvernul, Ministerul Finanțelor, să continue finanțarea acestuia, dar și partenerii externi, pentru că partenerii externi vin la fel în baza banilor publici, doar câți bani publici din alte țări. Așa că vedem pe toți să avem înțelegere reciprocă. Noi știm că multe afaceri care sunt refuzate, spre exemplu, de organizația noastră, nu ne înțeleg. Noi venim să le explicăm ce și cum. Știm că programul de transformare digitală, lumea asta a IT-știlor trage mai puțin atenție, spunem, la aspectele financiare. Noi totuși credem în documente justificative a cheltuielilor pe care se realizează, ca și noi să putem confirma utilizarea banilor publici. Deci eu mizez pe multă înțelegere și conlucrare ca să dezvoltăm un program care cu adevărat să poată susține ideile inovatoare de la noi din țară. Mulțumesc!